delegația trimisă. Ședința de astăzi a fost convocată în conformitate cu prevederile discuției 77 din 22 aprilie. După punctarea plăcii de prezent, suntem 12 prezenți. 11. Domnul Palcău și pe domnul Ambaruș nu e, nu sunt. La Palcău, nu știu, n-am la fel. Asta vreau să zic. Nici la ședința de comisii trebuie să specifice. Nici data trecută nu a fost la ședința de comisii. Nu, problema la s-ar putea să nu știi, dacă nu trebuie informat. Dacă nu poți informa, păi nu poți bate oră înainte. E mai mult. Domnul Adi, deci uitați-vă care e problema, că noi suntem colegii dumneavoastră și nu vă facem observații. Deci, veniți și la ședința de comisie, pentru că și ședința de comisie este plătită. Dar când este, că erau jumătate de ori mai problema. Nu, de regulă, de regulă. De regulă, iau vreo. Deci, de regulă, cum nu știi regulă. Chiar la început. Așa, deci de regulă, dar asta este. De regulă, înainte de începerea oficială a ședinței la 12:30, dați o oră înapoi, vă urcați în mașină și veniți la primărie. O să fiți în regulă cu toate treburile ca să fim omul nu știe și atunci nu îi scoate mult. E la început. Dar continuați o secretă. Da. Să prezentăm ordinea de zi. Practic, nu avem aprobarea proiectului verbal al ședinței din data 28.2.2019. Acum, numărul 2, proiectul de hotărâre de venire aprobarea de plantare contravalorii călătorii de mijloace transportate pe zona Ghidafi. Da, orice de la școala în martie. La punctul 3 avem proiect de hotărâre de calificare de evaluare a care este efectabil cu unei părțeni. La punctul numărul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes cu planul comunal și septembrie 2019 și edicare legii 4.7.2001. La punctul numărul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri regulament de aplicare OIE 2.2002 privind normele de măsuri comunală pentru anul 2019. Acesta a fost aprobat anul cu 2 ani, dar adresa prin care să aprobăm anual. La punctul numărul 7, avem proiect de hotărâre privind acordarea chestiunii de onoare cu cumulă scoțeni, doamne profesor Mariana Sinica, scoțeni, cumulă scoțeni din Facău. La punctul numărul 8, avem proiect de hotărâre prin revizuirea contractului de închidere și aprobarea contestării debitului doamnei Tănașa Ramona Dianca, statul scoțeni, chiriașul apartamentului proprietatea o acest scoțeni, situat pe strada principală, cu o cuvânt, apartamentul scoțeni, cu investiții efectuate în lucrurile locații din bugetul fondului al acestui. La punctul 1. Nu avem prezentare privind starea economică a asociatului de mediu. Prezentarea raport de specialitate privind la cheltuielile în anunțioare 2019, la punctul 11, întrebări, atentele, informare primară, consilierul local și declarații politici. Domnul președinte, da. Dacă sunt discuții referitoare la ordinea de zi? Eu o să vă înscriu la discuție vis-a-vis de ordinea de zi. Domnul poate mai sunt, nu? Deci, am întâi de făcut niște considerații vis-a-vis de ordinea de zi, cu care sunt de acord. O să o și votez, dar trebuie să îmi exprim un punct de vedere și să vă fac și o propunere. Pentru că articolul 7, proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Scorțeni județul Bacău, doamnei profesor Mariana Axinia, din Scorțeni, inițiator domnul primar, e ok, așa, a fost propunerea mea, dar nu m-a deranjat că ați făcut aia. Deci, această hotărâre a Consiliului Local a fost aprobată cu hotărârea 58, din 20.12.2018. Citez chiar din textul hotărârii.
Hotărârea numărul 58 din 20.12.2018, hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 voturi abținere. Președinte ședință, doamna Avram Nuța, să trăiască. Avizat pentru legalitate, secretar Danilo Vasile. Deci această hotărâre cu numărul 58, am regăsit-o ieri la prefectură, avizată de legalitate. Deci, am îndeplinit condițiile legale. Faptul că ați reinițializat-o, cred că ați fost duși în eroare de faptul că ne-a scăpat nou în regulamentul de acordare a titlului de cetățean de onoare la o condiție esențială, care e înscrisă greșit în acel regulament. Pentru că hotărârile de Consiliul Local, de regulă, se adoptă cu votul majorității celor prezenți, cu excepția. 1. Sunt acceptate hotărârile de buget, de bugete și de investiții, în care legea 215, care este izvorul hotărător al legiuitorului, prevede clar că acolo trebuie să avem exact vot majoritar din 13 prevăzuți, sau, încă o excepție, vot patrimonial într-o hotărâre în care trebuie să avem 2/3, deci 9 voturi, din cei prevăzuți. Noi, în situația asta, suntem într-o hotărâre simplă, care este foarte simplu, la mintea cocoșului chiar, trebuia să avem forum de 7, 4 votau plus, 3 în afară, era adoptată, deci, din punctul ăsta de vedere, suntem în deplină legalitate cu ce s-a făcut atunci, cu avizul de legalitate că l-a dat compartimentul legislativ de la prefectură, și vă propun retragerea ei de pe ordine de zi, că pierdem timp. Eu vreau să spun și eu ceva. Eu, ce mi-a zis și domnul secretar și ce am mai aflat, deci nu vreau să intervin mult. Din punctul meu de vedere, 100% eu susțin de doamna Tunerică. Dar am înțeles, având un regulament aprobat de Consiliul Local, care este în vigoare, chiar dacă are eroarea care o spuneți dumneavoastră, pentru a nu mai pierde timpul și a cumva a cădea în teritoriu cu partea cealaltă, pentru un simplu vot care l-ați dat, deci ar trebui să-l dat și astăzi, să avem votul că spune majoritate din consilierii aleși. Din ce are domnul de regulament, dar dacă regulamentul e aprobat, nu am aprobat. Regulamentul nu se substituie unei legi oamenilor. Dar nu l-ai votat de Consiliu. Deci noi am mai votat regulamente în Consiliu cu greșeli. Dar nu putem să... Dar dacă noi am văzut... Bun. Lăsând treaba eu așa, sunt de acord acolo e în regulă. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pentru 10 minute, că băgăm acum cu votul dumneavoastră... Eu, în situația asta, eu nu particip. Îl punem pe ăștia primul. Pentru că eu am fost sănătos atunci. Și dacă eu votez... Domnul secretar... Înseamnă că nu sunt sănătos ce am spus atunci. Punctul vreau. Eu, adică am vrut să fiu deci, ok. Deci, hotărârea este în legalitate de atunci. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vreți dumneavoastră orice legalitate, nu eu vă spun că articolul ăla, aliniatul 3 de regulament, este fals. Nu respectă legea 215. Spuneți, domnul secretar, punctul meu de vedere. E punctul meu de vedere. Da, ok. Sunt de aceea ce a spus dumneavoastră. Deci, ca să nu fie niciun fel de bănuiel sau să fie alte interpretări, de asta am și ei. Nu există niciun fel de bănuială, nicio interpretare. La doamna prefect, la care eu am verificat și alte hotărâri ieri, este în regulă hotărârea. Este, are aviz de legal. Că dacă nu avea, domnule, venea înapoi hotărârea. Păi atunci nu mai trebuie, domnule, dacă... Eu v-am spus retragere în Consiliu. Ce dumneavoastră? Noi am greșit în regulament, dar să știți că izvorul legiuitorului este legea 215, domnule. Da. Eu am mai citit și în organic, în regulamentul de funcționare al Consiliului niște greșeli. Dar nu le mai spun acum, haideți să ne-am dat. Dar haideți, dacă toți suntem acum, să votăm astăzi data, asta când o facem cetățean de onoare. Asta da, doamnă. Asta da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru că am mai hotărât. Băi, domnul primar, de-aia știți, doamne, acolo, să vedeți că ați hotărât o chestie. Dacă nu vă mai ziceți că nu-i dă bine în fața oamenilor. Deci, dumneavoastră, trebuie să înțelegi că eu nu sunt nici... Păi, domnule, n-am făcut nici pe 24 ianuarie. Deci, legalitatea mi-a spus-o domnul secretar și cu alți colegi și au spus că nu este legal, conform... Ce nu este, domnule? Cine a putut să spună prostia asta, domnule? Domnul, dumneavoastră, ați fost în deplină legalitate. Ați făcut niște documente chiar corecte. Atunci ce am ați hotărât o dată, 24 ianuarie, care era o dată frumoasă, Ziua Unirii.
Ori ne-am adus aminte că n-am cam, cam uitat, că a fost mică. A zis, hai pe 8 martie. N-a fost mici atunci. Păi noi acum nu suntem în situația de a reinițializa o hotărâre. Noi suntem în situația în care n-am executat o hotărâre a Consiliului. Asta e treaba. Da, haideți să supunem la vot aprobarea. Nu, nu. Să rămână în vigoare HR-ul vechi, da? Deci retragem de pe ordinea de zi, că asta a fost propunerea mea. Și pe urmă, cum a zis doamna Cobuz, intrăm într-un detaliu de stabilire corectă. Adică nici să ne gândim să zicem săptămâna viitoare. Nu, după ce avem buget. Doamnă. Tot la fel, la o zi din asta importantă. Tot ce ați spus, ați spus corect. Domnule, da. Propuneți ridicarea. Dar nu mai dacă nu mai că dumneavoastră sunteți președinte și ședință, noi suntem consilii. Noi consiliul retragem prin vot de pe ordinea de zi treabă. Așa, da, din nou mai? Cu cine rângem? Nu, nu. Știți, dar nu știu, auzit ce spuneți, domn secretar. Ar deranja dacă supunem la vot din nou? Da, pentru că o hotărâre nouă anulează o hotărâre veche numai prin efectele ei. Doi la mână. Lumea poate să spună, sau cei din prefectură care ne-au validat-o ca legală. Băi, voi când ați fost sănătoși? Atunci sau acum? Acum. Bun. Ultima oară și gata. Deci nu, nu. La nimeni nu mi-a fășat. Mai avem o problemă aici. Orice proiect de hotărâre se retrage de pe ordinea de zi numai cu acordul inițiatorului. Deci, eu am fost, am făcut propunerea, am pentru că eu am făcut propunerea cu doamna. Cătălin m-a susținut în materialele din punct de vedere administrativ și îi mulțumesc public. Hotărârea a trecut, a fost o hotărâre simplă. Nu ne întoarcem să vorbim prostii. Bun, hai să vorbesc scurt și încheiem subiect. Deci, din punctul meu de vedere, eu n-am nimic împotrivă, nici așa, nici așa. Dacă dumneavoastră credeți că este utilă ridicarea mâinii odată, că doar tot are documentele făcute și validarea din nou, o facem. Dacă mergem prin vechea hotărârii, dar să nu avem impedimente, suntem toți aici. Ferească Dumnezeu, de, nu știu, trezești și gândește. Ferească Dumnezeu, eu zic și așa este proiectul de hotărâre inițial. Eu zic să mai dăm o dată din mână. Adică să fii, adică părerea mea. Nu am fost inițiator. Rămâne vechea hotărâre. Haideți să supunem la voastră, să vedem cine este de acord cu retragerea de pe ordinea de zi. Dumneavoastră votați. Cine este de acord să retrage de pe ordinea de zi această hotărâre? Și să rămână aia. A doamnei Arsenia. Și rămâne cea vă rog. Eu am fost inițiator. Eu am inițiat proiectul ăsta. Eu am propus să retragem asta de pe ordinea de zi. Dar rămâne hotărârea pe care am propus-o. Tu rămâi cu inițiator. Eu am rămas pe ce am fost zis. Domnule, dacă nu mai fără, haideți să o mată din data de zi. Păi toți sunteți aici, tot aia. Așa zi, mai punem o dată. Doamne, să ascultați-mă un pic. Noi ne facem de lucru acum. Noi am făcut o treabă legală și sănătoasă. Așa cum o facem tot legal. Domnule, dai sigur fiecare să votul, domnule, care vrea, vrea, care nu, nu. Da. Supunem la vot. Cine este pentru retragere? Mâna sus, vedem. Cine vrea? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sunteți? Aici. Era în camuflat. Ridicați mâna sus. Cât sunteți, domnule? Păi nu rămâne valabil după ce am votat o dată? Da. Dacă voi aici ați venit, deci sunt de 3-4-5, cine este pentru a nu retrage proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi? Păi ceilalți? Păi ceilalți? Păi că nu sunteți de acord? Amă, oameni, vă votați cu zeci mâna la fi inima. Am cu data de astăzi și am încheiat discuția, domnule. Dar dacă hotărârea e luată și s-a luat o dată, de ce nu ați spune? Nu ați spune, Adi. S-a luat o hotărâre cu anumită dată, dar nu s-a respectat. Nu s-a respectat data... Nu mai e respectat. Nu mai e respectat. Hotărârea este, nu? Da. Păi și atunci cine o să mai vorbim? Adică, lăsați-mă să vorbesc eu și în general. Păi și atunci trebuie să votez. Adică, nu erai consilier, dar ascultați-mă de-a cum vreau să spun. Din punctul meu de vedere. La baza unui inițier de genul ăsta, cum l-am făcut pe domnul de la Grigoreni, domnul colonel, cetățean de onoare, este un regulament.
în care este aprobat de Consiliul Local, în care figurează un articol. O prostie. Băi, omule, este aprobat de Consiliul. Eu îl refac. Deci tu nu poți să spună lucrurile. Domnul că am semnat ca primar, am semnat. Pentru că veniți totdeauna cu regulamentul pe masă să le semnăm pe război. Domne, vorbesc eu acum, mă lăsați, eu nu m-am băgat. Vreau să vă lămuresc. Este regulamentul la bază. Consiliul Local, la ședința care a fost acum două luni de zile, a aprobat cu majoritate din prezență, dar în regulamentul ăla spune că majoritatea consilierilor din aia aleși. Regulamentul este greșit. Domnule, am înțeles aici. Sporul legislativ este legea, nu regulament. Domnule, am înțeles ce spui de indicare asta. Eu de asta vă spun. Domnul, m-a dat respectul un regulament de interior sau o lege? Te întreb. Cu cine te arăți? Donator principal de credere. Cum poți să spui asemenea prostie? Domnule, la cine o apropi? Noi am aprobat-o când am văzut. De asta. Explicați-o dacă este așa, așa să fie. Nu comentez. Să nu avem probleme. Și nu s-a respectat. De asta trebuie să o aprobăm pe asta. Iată, dacă ea e decizie, nu trebuie să hotărâm noi, e aprobat. Urmare, mă hotărâm, dacă... Nu contează asta. Dacă asta mă interesează, contează dacă... Nu! Ascultați un pic. Se stabilește din nou... Stabilește din nou primarul, un moment care vine... Un noi dintreună, când ea, în momentul ăla. Orice hotărâre a Consiliului Local nu mai este în vigoare în momentul în care se ia o nouă hotărâre pe aceeași speță. De aceea nici nu vreau să vă omor. Dar ne-am inițiat cu atunci, a rămas aprobată și altfel. Păi nu, am supus la vot, domnule, domnul secretar, când se trebuie pentru retragerii, domnule? Deci mai ducăm o dată mâna, cine retrage mai avem? Pentru a retrage proiectul pătării, când se... De ce să mai numim o dată? Nu ești numit cetățean. Deci vă e frică, mă, să ridicați? Nu, șase, domnul secretar. Dar legal înțelegeți, nu? Șase persoane. Deci legal, deci șasele, deci înțelegeți, dar vă e frică. Dar nu este pentru a supus la comisie am discutat foarte clar, s-au înțeles toți că am discutat la comisie. Acum, vă credeți frică să scoată mâna. Păi care vă e frică? Stați acasă, mă! Haideți să vedem acum cine este pentru a rămâne proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Mâna sus! Trei. Și cu șase, nouă. Și restul? S-abțin, mă! Da, da, trebuie să menționez! Păi... S-abțin, mă! Cine se abține pentru a retrage? Hai, domnule, ce dracu, suntem copii! Așa, rămâne mi-o mare vechea. Da. Am mai tras o concluzie acum, da? Vă să discutăm. Înseamnă că rămâne pentru când să o facem. Deci, doamna acum a avut o propune, doamna a făcut o să vă comunic și atunci tot împreună, unul singur. Da, poate din țară, că... Tot într-o ședință publică... Haideți să trecem la supune, la vot, aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Îmi pare rău, doamnă, că v-am pus într-un rând. Haideți să trecem... Vreau să spunem și să zicem. Da, spuneți, doamna Marian. Aveți cuvântul dacă vreți să vă spuneți. Pentru domne care nu mă cunosc, mă numesc Mariana Xenia, fostă profesoară la școala cu clasele 5-8 scorțeni, timp de 34 de ani. Sunt la vârsta de 70 de ani. Mulțumesc! Am plinit acum în februarie și am fost permanent locuitor al satului Scorțeni, plus că am profesat meseria de educator, munca de educație și instrucție. Au trecut atâtea generații pe mâna mea, nu spun că toate au fost bune, dar majoritatea care mă cunosc știu ce fel de om am fost. Și vreau să spun că am fost director 10 ani în cadrul școlii Scorțeni, director cu concurs, unde am întrunit punctajul care trebuia și am fost, deci de
cum ar veni 10 ani, două legislaturi și ceva și am participat permanent la concurs. Deci nu prin numire. Ca profesor mi-am făcut tot timpul datoria. Poate nu în totalitate, dar am mers pe principiu că un elev, dacă are un maculator cu notițele mele, poate fi oricând un subiect prin care eu mi-am făcut datoria. Mai mult vreau să vă spun, ca cetățean al satului Scorțeni, am ținut permanent la satul meu. Mi-a fost drag și fiind profesor de istorie, am avut în sângele meu datoria de a fi național, începând de la planul local la planul național, la nivel de țară. Vreau să vă mai spun, ca să nu vă mai țin prea mult, că dintotdeauna am fost în conformitate cu legalitatea, pentru că legile le fac oamenii pentru oameni și le aplică oamenii. Însă totdeauna am avut în sufletul meu și ideea de umanitate. Și ideea de umanitate. Vreau să spun încă un lucru. Pentru dumneavoastră nu știți. Am participat, cărămida școlii Scorțeni a trecut prin mâinile mele. Pentru că înainte de 89 se făcea voluntariat și nu era mișloace moderne de descărcare. Venea mașina, fie domnii profesori, director la vremea aceea, familia domnilor Jigău, profesor Jigău, care făceau mobilizarea. Și îmi spuneau, hai Floricita, că vei fi profesoară la școala Scorțeni, hai la descărcat cărămiza tip chinezesc din mână în mână, de aici până la școală. Eram studentă pe vremea aceea, dar în vacanță eram acasă. Hai! Și uite că a fost așa. Mai departe, vreau să spun, pentru cei care nu știu, că mi-am achitat toate datoriile față de instituții și totdeauna se punea o impunere. Cui punea mai mult? Care avea salariu și la profesor era un salariu vali și vali pe vremea mea. Și mai departe, când s-au făcut blocurile aici, să țineți minte, sunt documente care se pot vedea. Așa, când s-au făcut blocuri, iar la voluntariat, că vei primi aici un apartament, că se face pentru specialiști. Ei, să se controleze la primărie, să vadă ce profesor, indiferent de unde, a primit măcar un apartament. Când am zis să primesc, o zice, vă scasă. Vă spun, credeți ce vreți, da, mi-am făcut, că eu trebuia să-mi fac acasă. Dar de ce m-a chemat să plimbu cărămina de colo-colo? Deci, vreau să spun că sunt și eu produsul domnilor profesor Jigău, domnilor profesor Hagimă, care au fost îndreptățiți să primească acest titlu. Eu l-am primit nominal, dar îl primesc cetățenii satului Scorțeni, fiți naționaliști domnilor, că trecutul nu trebuie uitat. Trecutul generează prezentul și prezentul cele două tipuri ale viitorului. Viitorul apropiat și viitorul îndepărtat. Cine șur uită trecutul, se uită pe el sau e rușine cu trecutul. Eu v-am spus, acest titlu este onorific. Dar v-am spus, eu am și zis, meritat din familia domnilor profesor Jigău și din familia domnilor profesor Hagi. Domnul profesor Jigău, dumneavoastră să le ierte, și tata au primit. Au primit. Că era... Au primit în cadrul festiv, atunci se dat cu Radu Câmpeanu. Țin minte că au primit. Este un gest. Am luat într-o anumită ordine. Știți când ne-am gândit? Și vreau să mai... Hai, mă iertați că ăsta e și defect profesional. Vreau să... Că mai sunt
să primească cetățenilor și să ținem cont și de un cetățean simplu, care este un bun gospodar al satului și participă și el cu veniturile pentru primăria noastră, pentru școală, pentru biserică. Pentru... Mulțumesc celor care... Da, coordonează gata că nu se numează, nu? Mai să-i spune. Da, așa. Deci urmează gata. Da, așa, e la înălțare. Cel mai fost, da. Deci mulțumesc și... Deci urmează gata. La ziua eroilor, când este cea mai bună. E acolo și școala participă cu... Da, e bună. Da, da. Adică am trucat... Ziua eroilor este cea mai bună. Da. Haideți să continuăm cu ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din 28.02.2019. Dacă avem discuții la referitor la acest proiect de hotărâre al procesului verbal, înscrieți dacă sunt. Foarte, foarte stufos, foarte lung, foarte... Da, domnul Zafirescu. Aveți cuvântul, domnul Zafirescu. Când vorbim de multă muncă, obligatoriu trebuie să vorbim și de eficiența ei. Pentru că dacă facem muncă cam proverbul ăla românesc, de-a-n dorul elii, nu este ceva în regulă. O ședință din asta nu se pregătește cu 5 zile înainte. Eu am mai spus odată domnul primar și am spus și domnul Danilă că dumneavoastră trebuie să aveți una, două persoane care să-l ajute pe om nemijlocit în a pregăti ședință. Eu sunt de acord cum a venit doamna Cobuz mai acum câteva luni cu o propunere, chiar a fost bună propunerea și o îmbrățișez. Ca toate documentele astea nu se le primesc pe mail. Dar am văzut cu toții că nu toată lumea agrează chestiunea asta. Și atunci eu nu pot să iau o decizie în numele colegilor. De aceea, atunci, dacă vrem să facem ceva și să ne exprimăm un punct de vedere corect, eficient, transparent, documentul, indiferent care 10-20 de pagini, trebuie să fie în mapă, difuzat, să-l citesc și eventual să vin să spun și eu, domnule, aici nu e în regulă, aici nu s-a consemnat tot, sau aici nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Pentru că așa prevede legea, să ne regăsim cu tot ce am comentat, cu tot ce am solicitat în proces verbal. Vreau să vă spun că noi, plecând pe toate proiectele care au fost pe ordinea de zi, discutând, armonizându-se între noi anumite concepții pe proiectele de hotărâre, nu mai avem timp să citim și procesul verbal oamenilor. Stufos ăla, regulamentul ăla altul foarte stufos. Eu nu zic că nu e rău, că e rău. Eu nu zic că Doamne ferește. Păi cum să zic dacă nici nu l-am citit? Da. Da? Deci nu-mi permit să spun așa ceva. De aceea, vin cu rugămintea. Ca de fiecare dată, fără să facă un haz de necaz, dar nu pot vota, mă abțin de la acest vot, ca să facem tot ce este posibil omenește, eventual, ne mai armonizăm o dată între noi prin vot, să le dăm posibilitatea să-și ujureze munca, prin a se transmite pe mail, dacă e posibil. Sau pe CD. Eu sunt de acord cu chestiunea asta. Deci eu sunt de acord cu chestiunea asta. Dar dacă ceilalți colegi nu sunt de acord, nu mă pot elija. Eu dacă vin la domn Vasile și îmi pune un CD în mână, eu am plecat. Da, las, vezi dacă mi-a venit. Și acum nu câștig cu secretarul, nu s-a avocat cu și nici cu mine. Eu vorbesc din punct de vedere și bă. Bă, n-are cum ăsta la câte foaie acolo? Mulțumesc și eu 13, bă, tot e ca așa dracu ceau din serul de astea ori. Ce faci? Romau. Atunci aprobați să vă dau pe CD-ul, cine are calculator să uită de asta. Și să rămână. Și doar pe comisii. De-aia v-a pus pe comisii. Că n-avea cum să-l facă, bă, omule, nu că nu vrea. Bă, omul ăsta o nebunit două săptămâni. Trebuie să aveți și dumneavoastră să fiți de acord. Hai, vă rog frumos, inițiat. Trebuie să fiți de acord cu noi
că a venit cu un document aici de 30-40 de pagini și încă un document nu ne conferă nouă aici să citim pe grupuleții, să... Dar n-avea cum să citim la grupuleții. O idee constructivă este... Hai să facem așa! Vreau să văd dacă este îmbrățișată și de ceilalți colegi. Propuneți, domnule. Acum și consemnează un secretar. Știți cum se face? Nu, stați așa un pic. O să fie persoanele care o să vrea să primească CD-ul, primești CD-ul, care nu, poate nu sunt toate persoanele care au calculator, care au... Poate merge de falcat? Care nu? Păi, dar atunci trebuie să hotărâm că nici nu hotărâți, nu hotărâți eu. Facem numai pentru două, facem numai pentru toată lumea. Unul vrea bine, unul vrea CD. Deci, doamne, dacă nu poate hotărâ anumite chestii, adică hotărâm să cineva să-și cumpere calculator. Nu puteam hotărâi chestia asta. Da, așa e. Adică... Corect. Deci, o chestie care nu se poate hotărâ prin vot. Omul ăsta cum, dacă, uite, hai să dau un exemplu și încheiem subiectul, că nu vreau să debagăm de la subiect. Deci o să vin în tabulări, iarăși vreo 40 ceva de proiecte. Păi ca să le primească fiecare consilier, înmulțește 13 câte foie are omul ăsta, păi ce xerox îți duce, ce copiator îți duce, cine lucrează atâtea hârtii, cât timp îți ia? Nu, dar vă rog, vă pun o întrebare. Pentru astea stufoase, de multe, astea sunt de acord, dar celelalte... Dar restul le aveți, domnule, nu aveți... Nu, eu vorbesc pe general, le am pe cel, nu îmi spun de asta. Dar pentru astea stufoase, cum e regulament, ăsta este un regulament, nu știu de care. Da, aici. Am făcut planul de măsuri, planul de măsuri. Nu că nu se vrea, dar nu se poate. Eu sunt de acord să... Și atunci o să spunem la astea stufoase. Un CD? Domnule, un CD-ul? Un CD-ul? Sau pe idei, care au idei, văd că nu aveți... Ai votat dumneavoastră, să vedem școala de acasă. Dar pentru astea, la alte vreau hârtiile. Și după ce la fiamă. Da. Da, și eu vreau hârtiile, eu nu vreau. Deci, ce e ăsta regulamentul ăsta? Sau cum e ceva care, într-adevăr, e ceva? Poate, 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 ascultați-mă un pic, pentru că noi suntem și în postul Paște, noi trebuie să gândim aici și să ne exprimăm în consens. Nu neapărat, dar trebuie să și gândim să vrem să creăm un consens. Ideea ca, care a spus domnul Hagi, care a spus-o doamna, nu trebuie nici abandonată, nici care a spus-o Mihăiță. La momentul în care avem o situație de genul ăsta, ori să mai fie, o să fie multe. Atunci, vă rog, la mapa respectivă, puneți, domnule, un CD-ul care a de nimic, de nimic. Nu, asta nu contează, așa. Doamne, de 2 lei. Să cumpere din bani, din bugetul local, nu-i problemă. Și mapa în care avem de falcat toate problemele pentru studiu, știu ce. Altceva. Un anumit regulament de ordine de pagini, îl găsesc, îl bag în CD-ul frumos, în calculator, corect. Îl citesc, poate îl listez dacă vreau, mi-l citesc. Și cred că asta ar fi cea mai bună soluție în momentul de față. Eu asta nu cred că... Dar nu pot să o impun eu. Cam majoritatea au calculatoare acum, hai. Domnul președinte. Da. Dacă ideea asta credeți că o puteți pune la vot care am spus-o eu, o puneți. Dacă pune nu, poate mai este șansă. Sau încărcați pe site-ul primului. La domnul secretar s-o să meargă. Cine o să vrea să primească CD-ul, îi spune domnul secretar, o trece pe hârtie și o să primească CD-ul. Nu, 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 aici. Mai avem mapa Zafirescu Mihăiță? În mapa ta, pe cele două care nu erau astăzi, găteai, îți băgai CD-ul și le găteai. Da, și nu mai cu regulamentul, da. Vă rog să puneți la varianta, domnul Nabiu. Cine este pe el? Deci, eu am spus, eu dacă am... Majoritatea, domnul. Deci majoritatea pentru CD. Nu, haideți să considerăm. Dar CD nu se înțeleagă greșit. Nu faci ceva pe CD. CD-ul ăla, documentul... În mapă, găsim pe un document care e foarte amplu. Poate găsim. Poate găsim. Poate găsim. Poate găsim. Poate găsim. Poate găsim. Un document. Poate unul are 50 de pagini. Da. Ce este 520? Auziți și spune, ce-o piste 20 de pagini. Da. 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 Deci vor să consemnați așa. Documentele sunt foarte. Peste 20 de pagini. 18, eu știu, da. Dom'le, în jur. Îl găsim acolo. Haideți supunem la vot procesul verbal din ședința. Deci îl supunem la vot, îl votăm, dar noi nu l-am citit. Asta este. O să-l fac și o să-l transmit ca să aibă fiecare în parte. Bine, mă, dacă am găsit-o... Știți-o că este o soluție. Domnul Gelu.
Rugămintea mea ar fi, domnilor consilieri, dacă tot am vorbit de deputat... Haideți să lăsăm pe doamna cât ai învățat-o pe... A, doamna să spună. Lăsați cu doamna. Doamna și după aia doamna. Bineînțeles. Doamna Ondu e chiar pe ordinul pe... Acum, o lăsăm pe doamna. Lăsăm pe doamna Dunță ca să spună problema care are. Doamna Dunță. Eu am o mulțumire. Sopra înseamnă. Așa. La mine este directorul Șova Zica. Zica. Și totul mă aștepta. Domnul primar chiar m-a mutat prin internet, s-a promis în ianuarie că o să plateze șansele. Uitați, suntem în martie. Șansul la matalii, eu am înțeles, știi, care este s-a făcut o linie dreaptă, eu știu despre ce vorba, de la dumneavoastră la Vare, s-a făcut până la domnul Ungureanu, s-a făcut o linie dreaptă pentru șansul de colectare a apei, terenul de pe proprietățile fizice, chiar partea aia și-o spui domnul Ungureanu fuge. Dar să vă mine, domnul Ungureanu. Eu știu, dar eu vreau să spun așa, de acord cu colegii mei, eu pot să intervin doar pe domeniul public. Spun la obiect. Dacă găsim o posibilitate să fac niște pilotări, eu pe domeniul, pe proprietate privată, nu pot să intervin din prima lege. Da, doamnă, dar eu când am văzut ce e acolo la Matale, am crezut din drum, dar e în grădina Matale ce acolo. Eu am fost, dar am văzut. Deci au fugit de la șansă, deci au fugit din drum, din drum au fugit din pământul. Deci au fugit din pământul, din lumea lor. Dacă nu s-a ajuns așa, acum nu știu cum să facă, nu vreau să dau bani. Nu, dar nu s-a ajuns așa, 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 acum mai așa. Deci nu numai la matare cu, ci și la un preagă, dar cu tine, eu cu proprietate privată. Dar ați venit vreodată? Eu, cum? Dar a fost așa. Dar ați venit și mi-au zis că, la ce mă mirodesc? Că am auzit că ai copii buni, ai nepoți, dar ce copii mei, nepoți trebuie să vină. Așa a spus când am venit la domnul. Păi, dar nu-i din proprietatea care o să o moștenească ei? Și ce dacă? Păi, dar și nu poate. Măi, nu înțelegeți, nu poate. Noi consemnăm, vedem ce facem, nu zic că nu. Dar să găsim o linie. Dar cine? Dar puteți face? Cine? Dar mai ești? Haideți, doamne. Consemnează secretar. Domnul președinte. Dați frumos. Am un punct de vedere. Spune-i, doamne. Sunteți femei bătrâni. Dumneavoastră mai ați ajuns ca mine? Tu, mai urmă, Dumnezeu să ajung. Puteți... Domn primar. Domn președinte. Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate că acolo sunt proprietăți particulare. La câți oameni sunt? Două proprietăți. Două proprietăți. Deci dumneavoastră și un gură. În jur de 25 de metri din ea. Dar nu totul e plecat, domnule. Eu plecat, eu am văzut. Eu chiar am văzut acum cum am fost. Ca legalitate. Da. Dacă noi avem acordul proprietarilor, acordul consiliului local, se poate da lucrați de o formă așa, consolidat, o consolidare din domeniul public, domnule. O plecare din domeniul public a unei diminuări a pantei către terenul privat, o valorizare cu materiale specifice. Suntem consilieri cu toții, da? Circulăm pe drumurile din Scorție. Fiecare dintre noi poate să meargă acolo, vede, și atunci vine, ne întâlnim cu toții și vom lua hotărâri. Ne-am lămurit preambulul. Asta așa, noi avem comisia, Consiliul Local, în care are atribuțiuni de urbanism. Da? Am înțeles că avem o doamnă angajată la urbanism acum? Da, este. Da? Deci comisia noastră, a Consiliului Local, cu doamna de la urbanism, v-aș ruga să vă hotărâți într-o zi, să-i faceți o vizită cu doamna. Doamne, am fost. Și lui domnul, dacă vrea să mai facă și doamna. Eu am fost, eu cu dragă nu ajut, dar ascultați unul ce vă spun. Eu sunt de acord, vorbim mult și frică. Eu vă spun o chestie. Prin norocul nostru am terminat de măsura toată comuna. Așteptăm bugetul și întabulăm ce avem, pentru că aici avem asfalt, apă și care trebuie să-l facem să fim proprietari. Deci ascultați-mă și vă spun și înțelegeți bine. Ca să poți să construiești cu banul comunității, cu banul primării, cu banul ateului, cum vreți dumneavoastră, eu trebuie să fim proprietar. Așteptăm că omul din nimeni, că dacă a venit bugetul cum a venit, asta e. Deci intabularea va fi făcută și aprobată. Deci în momentul în care eu sunt proprietar,
pe zona aia, că eu nu sunt proprietar. Eu ca reprezentant al României, nu ca persoană fizică. Da, domnule, dar așa. Da, știți care și intervin. Și cu drag inimă, ascultați-mă. Eu am aici, în curtea primării, țeava scoasă veche, care este, de unii, cât mai este, care au fost de la așa. Voi face o pilotare, găsesc o societate cu 7-8.000 de lei, vine și îl bate cu pilotare, cu niște plasă și tot până mai dar până atunci nu pot, până... Am fost, da, deci nu am vrut eu sau corect, asta dar atunci trebuia luat o măsură, dar așa a făcut. Bă, dar au venit o fost în scurt, doar în iarna, mă, noiembrie. Ce să fac? Iarna, zăpadă, eu să fac. Doamne, acum mai trebuie să vin și cu oare. Băi, mai este alta. Da? Ideea este bună. Numai că ideea asta, dumneavoastră, o miros că va fi foarte, de foarte lungă durată. Nu, și dacă intrăm în sezonul nu ploilor de iunie, asta zic eu. Că nu mai știm iar pe ce lumină. Ne trezim cu interesul, o problemă mult mai mare. Interesul și-a meu, domnule, pentru că investițiile care s-au făcut cu drumurile cum s-au făcut, se duc iarăși, nici pentru că altă problemă. Interesul e ca să se facă repede. Eu știu, pentru că acolo am făcut sesizări cu doamna Scutotese, dar am spus și cealaltă variantă. Cât sunt din curent între casă. Cât de-a mers și am făcut cu doamna Vici la Ion și nu a venit de jumătate de ani, atunci am făcut adresul. Deci, eu nu pot să intru peste o societate particulară, am făcut adrese, suntem acoperiți legal, dar vine și... Deci, eu vă spun și varianta aia altă. Doamne ferește, eu văzut stâlpul, e normal că dacă fugi de aeropleacă și stâlpul, care e un copil, care e ferească Dumnezeu, nu pune rău în față, să nu fii. Păi, eu ce vă zic, dacă vedeți că eu am avut de diversul de atunci asta. Nu mai este nicăieri, dar... Da, doamna, ascultă-mă, măleacă, deci ca să fie lămurești. Ați făcut 16 miliarde, nu... Da, doamna, dar au fost un proiect, nu i-am făcut eu cum am luat. Păi nimeni a dat 10 și a făcut 40 km. Dacă eu am greșit, nu, eu atâta, nu știu ce vorbim. Dacă eu am greșit sau cine a greșit, voi plăti, nu plătești mie. Dacă am greșit și am întorcat lege, eu nu cred, că eu am făcut un greș și după ce mi s-o dat. Dar în loc de 10 km s-a făcut 4 metri. Am făcut 40 km praf. Și ce asfalt dacă punem cu asfalt atât de mult? 10 km, 16 km. Doamne, atunci, spuneți ați ceva, nu mai aveți dispus, nu? Ați luat un înțeles, rămânțuri ceva, nu. O promisiune... Deci aveți o promisiune de la după ce avem bugetul, vin și fac pilotare, că altceva nu păstrava. Da. Bine, 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 să intrăm iar în zona intemperilor din iunie. Nu se rezolvă nimic atunci, din cauza actelor. Va urma o perioadă a ploilor în care va fi în capul din sare. Nu facem capul din sare, da? Vă zic și varia. Păi, știți-mă, suntem așa de bătuți în cap, aduceți Dumnezeu, mai sunteți consilier local. Comisia, când se validează un vot? Comisia sau plenul? Sunteți chiar cu urmea, domnule. Sunteți atâția ani, consilier, dar nu mai vedeți treabă. Nu o zis, dar pe mijlocul șantei, că ziceam că mijlocul șantei existiam, erau copaci. Din cauza aia s-a spălat unul la furcul, de atâtea ori. Și a fost nevoie de... O vin donat stabilitul. Eu nu mă pricep. Mă pricep și foarte așa macare. Dar un expert a stabilit, de acolo, de șantul cum a fost. S-a făcut un șant de 40 pe 40, dar fiind terenul geologic, nu s-a făcut aia de cumă. Dar nu s-a făcut șant. S-a făcut aia de cumă. Dar nu era de 40, 40, că aveau de cumă. Aia s-au făcut lucrarea, nici din ce va urma. Dar nu știa nimeni, ci... Și luând stabilimentul de jos care împinge. Dacă tu iei lua buza de jos, ăla a început să împinge. Arunecare, asta nu... Dar vezi că a plecat de la șant. E plecat din deasupra. El așa nu plecat. Deci, a fost fără. S-a adâncit și-a fost. Da, acolo ai trebuit la urmă, știi pe asta. Nu, mașina rău, nu plecat. Să o luăm cu adevărat, cu adevărat? Acolo a plecat pentru că s-a mutat gardul. Gardul inițial a fost prin muchia superioară a teatru. Doamna nu și-a mai respectat gardul care a fost din 60 de ani.
pus gardul pe partea pe partea inferioară. Păi așa merge, așa spuneți, ăsta e adevărat. Eu am venit. Doamnă, eu v-am explicat. Dacă dumneavoastră respectați gardul... Nu trați gardul vara. Nu, 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 nu. Deci, acolo, dacă erau sau... Dumneavoastră merge, dumneavoastră a spus. Ies, sunt sau doi, nu știu cât. Dumneavoastră mergeți acolo. Cel care nu merge acolo și se vadă, discută de aiure așa. Da, da, da. Am înțeles. O să... Da, nu tot, asta e adevărul, doamnă. Doamnă, dar asta este. Mi-a spus omul ăla cu cupa care o băgat și-o văzit. Doamnă, aveți ceva personal cu mine? Aveți ceva personal cu mine? Bine, atunci mergeți. Mai întrebați-le, din mână în mână. Haideți, haideți. Să vină cu mine la voi. Da. Da? Deci să poate să-i curba. Nu a făcut problema. Nu, problema asta, ăsta e adevărul, doamne. Adevărul, doamne, dar ăsta este. Haideți să... Dăm voie, doamne. Haideți să trecem la punctul 2, tot cu doamna directoare. Dar nu știu, să mă dăm voie. Păi, doamne, dar e la... Da. Noroc. Proiect și bătării numărul 2. Primind aprobare de contări contra valorii călătoriei pe mijloacele de transport persoane didactice și didactice auxiliare de la școala Scorțeni, școala Dumnezeu Scorțeni pentru luna martie 2019. Dacă aveți discuții la acest proiect de hotărâri. Domnul Zahurescu. Mai e cineva? Da, domnul Zahărescu, aveți cuvântul, dacă vreți. Deci o să vă defalchez așa în 2-3 minute pentru două persoane. Mulțumesc, doamnă, că ați venit. Așa. Pentru domnul Vasile. Domnul Vasile, vedeți că aici repetăm o chestiune la articolul 1, în partea de jos. Am rugămintea aici la aprobarea de contării contra valorii călătoriei pe mijloace de transport al personal didactic și auxiliar, așa, pentru luna martie, conform anexei numărul 1. Sau conform anexei. Conform anexei. Știți de ce? Că nu puteți să trimiteți, că trebuie să faceți deci, ce. Dar este proiect de hotărâre și acum am convenit să pot îmbrăca și... Vasile, cred că ești de acord cu mine. Da, da. Nu putem trimite anexa lui doamna Oana ca anexe la proiectul de hotărâre. Trebuie făcut o anexă care vine la hotărâri. Deci asta m-am referit conform legii 24, aia cu normele de tehnică, legislative, de elaborare a documentelor. Așa. Pentru doamna Oana. Data trecută am aprobat noi o hotărâre, pentru o hotărâre a Consiliului Local, rețeaua noastră de învățământ, care a plecat la inspectorat. Dar, probabil că dumneavoastră ați primit un document, un formular, mai bine zis, tipizat, probabil. Pentru că știți ce n-am văzut acolo și m-aș fi bucurat să văd numărul de elevi în învățământul preșcolar și în învățământul gimnazial. Deci nu era nicăieri și am întrebat, dar nu a putut nimeni să răspundă. Și de asta am păstrat-o ca întrebare pentru dumneavoastră, că câți pitici avem în preșcolar, câți avem la școală, ca să mai am și eu habar, că da, mai învățați și noi pe la școala asta și vreau să văd și eu ce mai am aici. Scorțeni sunt 36, Grigoreniu are 15, bine, presupun că dar noi e... Deci la pitici. Da? 36 plus 15. Plus 15 care sunt la Grigoreniu. Bun. Învățământul primar, deci clasele CP4 sunt 97, iar 5-8 sunt 68. Bine, dar ne-am iertat. 215. Acum mai avem doar de transfer care au venit încă nu s-a finalizat de transferurile, dar... Da. Avem ele, doamne. Deci chiar școala... Da, era o treabă cu... Bine, nu sunt mulți. Dar comparativ cu comunele din jur, să știți că nu e diferență de 2-3... Asta. Era o problemă cu extinderea de ce este necesar. Acum urmează să puntez. Da. Aici, dacă mă lăsați să... Deci mai am așa, doamnă. Deci asta așa. Deci, la această întrebare, spuneți-mi și mie, ca să mă familiarizez, știu așa doar, dar nu știu dacă știu bine,
Câte educatoare avem, câți profesori avem? Deci sunt 3 educatoare, 5 învățători și profesori, acum depinde, avem 5 profesori titulari. Deci care au normă întreagă așa. Dar sunt mulți profesori care au de 2 ori, de 4 ori, depinde de... Cu jumătate de normă sau cu sezon. De exemplu, avem pe domnul Deti care are 2 ori. Da, completează catedra, probabil de 4 ori. Are 6 școli. Am înțeles. Deci dimineața, dacă tu ești, nu vezi în ce zi ești, ai plac. Deci, după cum ați văzut, dumneavoastră aveți acoperit de toate disciplinele. Da. Nu aveți probleme cu programa școlară vis-a-vis de asigurarea... Vreau așa să vă mai întreb, că noi am discutat când era domnul Huian, director. Da. Director PSD. Nu? Da. Da. Nu știu dacă ați văzut până atunci. Da. Deci, director PSD. Era. Nu era. Da. Nu era. România. Nu mai știu. Da. Nu poți să facem în ivrești. Dacă era PSD, mai să dea. Da. Păi, să zic că mi-ați luat-o. Mi-ați luat-o și vă mulțumesc. M-ați degrevat de ea. Erau două proiecte care le discutam atunci cu toții. Și eram foarte entuziasmați noi că școala noastră o să se cheme la un moment dat Nicolae Tonița și preotul Caușu susținea proiectul și dânsul prin niște demersuri concomitent cu domnul Huian. Era o chestie care nu s-a mai finalizat dintr-un motiv care mi s-a părut așa cam puieril, că vezi, Doamne, ca un donator de credit școala, se numește școala gimnazială Sforțeni și vezi, Doamne, o să se blocheze financiar școala dacă se va chema școala gimnazială Nicolae Tonița. Oana răspunde aici. Da. Asta așa. Bun. Acum, vă dau răspuns la asta. Ca să fie... Și încă una, ca să o punem și față așa de regulat. S-a discutat foarte mult, dar domnul primar știe și dacă nu știți dumneavoastră, va răspunde tot dânsul. De proiectul de extindere al școlii gimnaziale. Nu termina. Hai să vă spun că... Și ultima întrebare, că pentru că este un soclu acolo. A cui statui vreți să o puneți? Primarul! Eu! Eu mă duc. Vreau să o faceți de ciocolată, să vă faceți. Mai facem una și pentru. Hai să vă dau răspunsul. Dragilor, am și... Bine, nu vedeți asta acolo, mă, și în spirit de glumă, așa. Da. Am și veșcu. Bun. Deci vreau să mă... Asta am veșcune. Că n-am vrut să-i spun, că m-am săturat să spun înainte, până nu-și concretizează. Adică să mă apuc să bag dar nu, dar nu crește să bagi prin pandemie. Ei, am avut săptămâna trecută la vizita în teren, POR, e prin programul operațional, bun, de la Iași și de la București, pentru grădinița care vom face aici. Am primit luni avizul favorabil, o să fiu chemat în 2-3 săptămâni să semnez contractul de finanțare pentru grădinița nouă satul Scoțeni. E pe axa 1. Axa 2, extindere școală, cu demisor, etajul 1, cu laborator ce-am pus, așa, este încă în lucru. Deci așteptăm cum s-a finalizat, cum l-am depus. Și cu șanse foarte mari să pus bani pentru treaba asta. Dar grădinița este aprobată. E aprobată 100%. Când mor eu, intră în celul Zavirescu, primarul face. Ei, nu așa. Nu, dar da, vrem să... Deci, nu vorbim, să mori. Domnule, vorbim parte. Eu, știți de ce? Eu îmi place când prezentați foarte optimist lucrurile. Și iată că avem 3 ani de zile de când vorbim de modernizarea centrului Scorțelului. Avem 3 ani de zile de când modernizăm zona aia de la Parascanu, o facem metropolitană. Acum, haideți să nu mai vorbim. Avem vreo 3 ani de zile de când mâncam fasole să avem gaz. Dar n-ați mai venit cu proiectul de la gaz. Cât ai cu gaz? Da. Hai, nu exagera. Haideți să trecem la subiectul. Am jumic, a zis. Ideea e bună. Cu subiectul cu grădința este rezolvat. Acum o să iese proiectul și cu partea asta. Ce valoare are acest... Până în 20 miliarde. Cu tot cu dotă. Totul inclus acolo. Adică la cheie. Locația? Locația la 17 metri din axul drumului. Din axul drumului în... Acolo. E tip hexagon. Dacă vreți să-l vedeți, o să-l vedeți și proiectul. Deci este problema de semnat contract de finanțare și de licitație. Cine mai bun. Restul, cine a dat Dumnezeu, să facă. Dacă mă lăsați și pe mine să spunem... Auzisem voci în care se spunea că nu știu ce rost mai are să se extinde școala, pentru că copiii sunt puțini, dar v-am spus față de... Nu are. Dar față de alte școli, v-am spus că e diferența foarte mică de număr de copii și asta e fluctuată. Pentru că la începutul anului școlar avem un număr de copii,
vin prea, la un fiecare părinte se duce ce vrea, vin, se mută, e problema lor. Dar important e că toată lumea trebuie să învețe dimineața. Și chiar și așa, cum suntem în stadiul actual, dacă veniți și faceți o vizită în clasă, ca să nu mai spunem că acum 2 ani, doamna Anunța, cred că știe foarte bine, când avea penicușor, stăteam într-o sală de clasă în care pur și simplu copiii nu aveau de mâine să se ridice din bancă. Da? Deci băncile veneau așa, erau prima bancă, aici era chiar tabla. Da? Mulți copii. Anul ăsta, în toamnă, până am început școala cu colegii mei, am desfințat sala, el am făcut o sală de clasă, dar centrala nu ne ajută cu căldura acolo. Am cumpărat niște calorifere electrice ca să ajutăm cumva, pentru că aveam și umezeală și frig și tot așa și mucegaiul, vă spun cum era pe pereți. Oricum nu avem sală de clasă. Deci, pe număr de copii și pe cei ia la mediu, inclusiv acum la sfârșitul ianuarie a venit control de la DSP, a intrat cu aparatul și a luat umiditate, temperatură, tot, câți copii în clasă, calculat și nu știu ce. Norocul, nu știu cât a fost, că m-am oricum am ales cu o amendă personală, că e școala mea și na, mi se pare normal să ne dea inia. Cum așa? Da, că dacă nu se cheamă Antonița, o să cheamă Ioana, doar de asta am făcut și socul. Degeaba spunea domnul primar. Păi, mai stați la rând, că eu sunt în față. Așa, să facem pui. Apaca zăpadă și pitice, pe din... Eu în mijloc, pui din lateral. Pui din preu. Da? Da, da. În care, oricum, pe total, trebuie... Ne trebuie să-l de clasă. Mai aveam o magazie și doamna Lidia știe prea bine în care țineam cornul, laptele, dar noi mai țineam și un top de hârtie și o cutie de pietră și una alta ca într-un depozit. Bineînțeles că domnilor nu le-a convenit și a zis că eventual hârtia poți să scot afară în curte. Că da, el a explicat, zic, domnule, asta e posibilitatea să scot dințile, deci nu am eu cum să fac o sală. Și domnul foarte tranșat mi-a zis că poți să scot hârtia afară în curte. Dar nu-mi place că școala este vie și pe mâini bune. Mi-a plăcut și cum ai spus concepția de a primarului. Mi-a plăcut și de dumneavoastră acum cum ați prezentat situația chiar cu unele neajunsuri în treaba. Dar vreau să mai văd un lucru eu vis-a-vis de copii, de... Dumneavoastră sunteți susținuți la primărie, ca la primărie, că acum cu banii, cu asta, sunteți cam pe picioare, cam singuri. Numai așa. Da, din... aveți un comitet, aveți un consiliu de administrație, da. Aveți un comitet al părinților. Da. Am mai interesat, pentru că eu sunt legat sufletește din școala asta. Eu aici am învățat. Și am învățat. Și... aveți probleme așa, cu copii, probleme, cu părinți, cu care... aveți litigii care nu convine de colectiv. Da, problemă. Pentru că mai sunt și copii din astea. Sunt. Pentru că, de exemplu, când eram o copil, mai făceam pe lângă grădină, pe aici, la babu și toată lumea era o chema pe mama. Cred că singura care a zice că nu sunt copii, problemă sau nu sunt copii, cei care nu au copii. Cine are măcar un copil, știe copilul să aduce foarte multe lucruri, dar să-l aduce cine cază. Și indiferent cât de mult l-am educat noi și indiferent cât de mult l-am cizeta, copilul mai... Proiectul ăsta, domn primar, de extinderea școlii, cine îl face? Aceeași firmă care mi-a făcut grădinița, dar nu știu să-l fac pe amândouă dată. Să lucrează de atunci. Deci nu avem acum, să zicem, un proformă, unui... Nu am nimic. 80% din... Te mai interesa un cost. Nu. 80... Nu-s banii noștri. Deci 80%... Da, 80%, 80% este lucrat. Și mai întâi, că doar și foarte bine, că una e să scrie o hârtie, una să ia avizuri. E partea de avizare și se ne declară eligibil. Deci ar mai dura, hai să nu fie exagerat, să nu zic două luni, dar unul jumate până în gata. Ăla. Dar grădinița au ieșit, adică am optat. Ce primează prima oară? Pentru că m-am gândit, valoarea la asta e mai mică, la construcția, pentru că vine un demisol, s-au făcut studii geologice, s-au văzut dacă terenul se pliază, adâncimea de 3 metri, cât vine în teren, în fundația, elevații, și atunci, fiind o investiție mai mare, în care aici, în proiectul ăsta, care va fi grădința nouă, este și cabinet medical, adică o sală pentru cabinet medical, o sală de mese pentru copilași, două băi, deci, îi, lucrare de anvergură și mișto, adică mare. E tip, e octogon, cu o placă, e ceva imedit. Nu, domnule, dar trebuie să respecte și pe... Aș
Și nu putem stabili conform forma. Aș fi vrut. Așa mai am vrut așa. Da. M-am mai văzut. Proiectul efectiv al grădinii. Proiectul în sine, chiar acum fizic, nu o să-l primești decât dacă vii săptămâna viitoare. Pentru că este dus la firma care a venit de la dumneavoastră. Acum de la ADR Mândes. Se plimbă pentru adiție, da? Da, da. N-aveți o copii, să vedem și eu, dar asta e... Vorbesc cu Alexiul Iscaciu PSD-ul și pe propriul PSD-ul. Să vedeți. Doamne, vă mulțumesc foarte mult. Când vreți să mai veniți pe la noi, mai veniți. Că nu neapărat veniți cu... Da, dar în general, dacă e dimineața, chiar și acum mi-am pus plânați, că dacă e dimineața, eu dimineața nu am cum să... Bun, și doamna Oana, să completez un pic, doamna Oana, cred că știi, dar trebuie să știți și dumneavoastră. Noi am făcut niște demersuri pentru microbus. E foarte bine atunci. Deci, demersurile, iar spun, iar nu-i bine. Dacă Doamne ferește, deci 80% la vară vom avea microbusul. Mai mult. Eu am solicitat de 28 de locuri, dar nu, să nu știu Ioana dacă mi-a dat de 28. Bine, este bine. Eu am cel mai mare. Chiar vreau să am înțeles că mai sunt probleme cu copiii mai mari care vin la școală. Să știți că de când am vorbit cu domnul Părcis local, inițial am sunat cu domnul Mihai că aveam numărul dânsului, a zis că nu poate, că vine a doua zi și nu știu ce. Și mi-am lăsat aminte de polițist așa și am dat domnul primar și mi l-a trimis. Ei, vine spurat, da, te m-am și speriat. Deci vine, fără să anunții pe nimeni, prin poartă școlii, face runduri, vine și nu ieși. Pentru că erau de altă duc, aveau de mai mult. Da, o să dispară ceva, o să copii mai mici, care poate îi brustează, îi în momentul când vine domnul polițist, ajunge, eu luat programul când avem pauze, să vin în pauze. În fiecare pauză. Ei sunt copiii noștri în pauză, să ia mari. Corect. Cu o cafea, cu țigară, cu... Și dacă toți suntem aici, o rugăminte mare. Pune, te rog, un afiș la baza sportivă în care să se facă precizare că în incinta respectivă baza sportivă doar pentru ele. Doar pentru ele. Ele de școli. Da. Și doar cu acordul, acordul și supravegherea profesorului. Cadrului didactic. Pentru că nu e neapărat pentru activități sportive, ci suportă desfășurări și alte tipuri. Doamna Vice, nu mă completez. Doamne ferește, zic o chestie. Se întâmplă ceva, mă dar ai avertisment. Sunt, dacă ar fi numai copii din sat, vin informații mele, că chiar au venit viitor rotare da. Și mi-au dat și dau de cate 100%. Omul s-a dus duminica, a fost anunțat. Duminica așa sau cealaltă, nu mai știu. Și a fost amenințat, erau terțe persoane, de alte culori. Așa, dar nu din zonă. Poate era unul, doi, dar, și așa, dar nu stă bine mai omul. O pleca Victor cu Adam de picioare. Problema este că poliția duminica face prin rotații și am Victor sună-mă că dacă mă sunt pe mine, eu n-am eu să știu ce se întâmplă la scoțeni. Jandarmarii mai este. Mai este și altă poliție. Este unul, doi. Cum a fost aseară la incendiu până la ora 9. Am avut incendiu puternic la... Deci eu comunic și mă implic. Dar trebuie să și mai asta. 1, 9, 11, 10, 45, 22, 45. Dar inclusiv eu acum, da, deci, își bat joc. Într-o duminică tot așa. Și mă gândesc că mine m-au văzut, mi-au văzut mașina în tras-o. Noi dacă n-aveam secretară eram așa cu... Și mi-a trebuit o părtim urgent. Și am venit într-o duminică, m-am ieșit la biserică, am venit și nu știu ce, m-au văzut, m-au așteptat. Am plecat, n-am plecat eu din cu mașina, ei urca sus. Eu m-am dus, am întors aici, m-am dus cu ei. O să mai punem o cameră. De ce îți spun de asta? Polițistul local, când va aplica sancțiunea, trebuie să aibă în spate acel avertisment. Da. Are afișul? Da. Era acolo? Doamna, încă o întrebare, dacă nu puteți să accesați sub altă formă, sub, nu știu, din altă firmă, pornul și laptele ăsta? Nu. E licitație făcută de foarte specială. Deci, dacă acelerețeam, face bine în stomac. Da, poate prin asta, nu știu, la care le face la poate. La început, mai. La început, nu, să știți, la început, oamenii erau mai bune. Cine-i firma? Acum, eu nu, mie nu trebuie, dar am observat așa că izbărâi la primul nici nu știi că le n-am mânit. Cine-i firma care e? Eu vreo... Da, nu-l lași. Păi dați care-i vreo. Eu vreo, are domnul Dragoste Petreanu, voi să spune. Trimiteți-le o adresă și le sesizați anumite probleme care le constatați.
Și dacă vedeți că nu vine nimeni sau nu vă contactează nimeni, a doua adresă o trimiteți la... La profesia consumatorului. Că indiferent că dacă sunt contacte politice, ei nevânzări în piardă, ăla care vine la protecția consumatorului sună pe domnul care îi dă protecția lui politică. Păi nu, dar... Îți las cu acțiune, ai probleme. Și te las. Păi eu cât diferență, dar să-i inspirate, asta e problema. Nu, 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 Știți că eu sunt în comisia de pe școală. Și nu vin niciodată. Și nu niciodată. Ai Patricia din Scurne. Dar ești un măsură să-mi țin mie aici. Mă dă o trei. Aș vrea să-mi propun că domnul Palcău are copiii în locul meu. Să facem modificarea. Da, dar asta cu domnul secretar și cu școala. Păi nu, asta v-a dus în hârtie, dar n-am mai scos-o. Oricum, reprezentantul Consiliului Local se alege într-o ședință. Da. Deci nu e așa. Noi când trimitim... Atunci la început am ales pe Sandu. Da, știu, știu. Dar acum ne-a pus o problemă. Da, dar știți care e problema? Și a pus o propunere. Noi acum le dăm prin vot și domnul a primit o adresă. Având servici, normal se spune, da, anunț înainte de 48 de ori Consiliul de Administrație, dar sunt cazuri în care vin la școală și spun inspectoratul. Până la două vin cu proces penal. Problema este simplă. Problema este foarte simplă. Domnul Sandu. Domnul Sandu. Nu, l-a propus pe domnul Adi Palcău. Noi, ceilalți colegi, suntem de acord cu el. Nu suntem de acord? Hai să mai mici. Este de acord cu domnul Palcău în locul. Domnul Vasile va face o adresă până la comunică între care și spune că nu s-a rezolvat ce vreau. Adi Palcău. De ce v-a declarat incompatibilă? Cine este de acord cu decontarea? Cine e de acord? Cine este pentru? Decontare. Decontarea contravalorii. Aprobat. Majoritate, da? Toți. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Scorțeni pentru anul 2018. S-a discutat. Eu zic tot fac. Cine se înscrie la cuvânt pentru acest proiect de hotărâre numărul 3? Domnul Zanfirescu Eugen. Doamna Vici. Doamna Cobuz. Aveți cuvântul, domnul Zanfirescu, dacă... Da. Ordonanța 114 de anul trecut din 2018 ne-a permis ca evaluarea asta, ca termene, să se majoreze până la 31.03. Această ordonanță OG 114/2018 a remarcat domnul Vasile ca formă de redactare a hotărârii, nu apare ca bază legală aici. Și asta care e invocat urgent.
Pentru că anumite, avem baza legală, deci hotărârea 114/2008. Noi, în ianuarie, am avut pe urmă de zi propunerea prin proiectul de hotărâre. Calificativul dumneavoastră de foarte bine a fost respins cu 5 voturi. Deci 5 voturi ați avut pentru foarte bine, un vot împotrivă și 6 abținere. Deci hotărârea a fost respinsă. Eu am avut un drum la prefectorie pentru a clarifica niște aspecte legate de hotărârile trimise de Scorțeni, de dumneavoastră, și n-am găsit hotărârea asta respinsă la prefectură. Trebuie să-mi spuneți de ce nu ați trimis-o. Pentru că din moment ce este respinsă, negativ, nu pot să le mai înainte. Negativ. Toate hotărârile Consiliului Local, indiferent că negativ. Deci toate hotărârile Consiliului Local, indiferent că sunt admise sau respinse, se trimit la prefectură. Bun. M-ați lămurit, mi-ați dat un răspuns care nu e în regulă. Doi la mână. Noi am hotărât și ne-am pronunțat pe calificativul foarte bine. A fost respins calificativul foarte bine, da? Eu am venit atunci cu un amendament, că am văzut o situație cam care nu plăcea cuiva, deși noi ne-am asumat votul liber, construcție, deci nu a fost. Am venit cu un amendament să și am propus calificativul bine, care nu l-a supus la vot. Și nu l-am votat. Dumneavoastră ce credeți? Că eu, vorbesc că nu e rău acum, atunci n-am fost sănătos și acum sunt sănătos, nu mai votez nimic. Dacă veneați cu calificativul, cu hotărâre de proiect de hotărâre cu bine, mai înțelegeam că nu s-a votat atunci. Da. Calificativul foarte bine a căzut la votul nostru, al Consiliului. Deci eu mă joc de-a Consiliului, de-a votul aici. Bagă hotărârea într-una, până când iese votul. Asta s-a făcut și cu hotărârea lui doamna Axinia. Asta a dus fără, da? Nu. Deci... Eu n-am spus nici eu ceva. Asta a spus, asta a spus în expunerea de pe mine. Lasă să țineți primară. Lasă să țineți primară, lasă să țineți la omul dumneavoastră. Deci dumitale ești în Consiliul Local acum cu toți colegii, cum s-au făcut mențiuni pe un proiect de hotărâre la fiecare proiect, se poate face o mențiune acum și dați calificativul care vreți dumneavoastră. Deci se poate face mențiuni pentru că este proiect de hotărâri. Și se menționează cu hotărârii, ce-i dat dumneavoastră acum? Atunci ca să termin, că văd că discuțiile pot deveni iar necontrolabile, eu am argumente legale, să știți, nu mă joc. Deci noi atunci eu am propus calificativul foarte bine, ca amendament și bine, și nu s-a vrut să se voteze. Bun. Atunci, dacă am luat cuvântul, domnule președinte, propun Consiliului amendamentul ca acest calificativ al domnului secretar al Oaspărței să fie bine și o supuneți la vot. Dar cine este pentru calificativul bine? Trebuie să nu spui ceva cu vot. Am uitat, da. S-a scris, doamna. Da. Vă scris mai rar și să uite, știți? Vă scris mai de... Poftiți, doamna. Cum am repetat și în 2017 pentru calificativul, nu, în 2018 pentru calificativul din 2017. Când aceleași vechi discuții vis-a-vis de modul în care îl evaluăm noi pe domnul secretar. Persoana care este cea mai în măsură să propună acest calificativ, că ne convine nouă, în calitate de consilier sau nu, este atributul primarului. Îl propune, doamne. Pentru că dumnealui lucrează, noi domnul Zandrescu. Eu când am văzut dumneavoastră ați vorbit, eu n-am... Spuneți ce trebuie. Ați respectat o regulă, că... Știți, mi-ați făcut el observații. Da. Și acum vă fac observații, că încercați să faceți o lucru pe lângă lege. Pe lângă lege. Este problema fix a mea. Deci, domnul, eu am spus data trecută, domnul primar, eu aș fi preferat ca de însuși să n-am nicio treabă eu cu el. Dacă legea mi-a dat voie... Haideți să ascultăm pe doamna și după aia, dacă e completat cu cine este nevoie. Domnul primar este cel mai în măsură să propună acest calificativ. Dumnealui este direct răspunzător de calificativul pe care îl supune spre aprobare Consiliului Local, pentru că dumnealui este persoana care lucrează și intră
prin atributul dumnealui în... Dar n-ați ce repetați acum? Expunerea lui primarul de motive? Nu mi-am lăsat. Am citit-o, doamna. Foarte bine. Îi dați-o prin bune la cunoștință. Vă rog frumos. Interactive. Discuția ne-am răspuns voi la cunoștință. Vă rog, nu vă certați în direct. Reluați. De aceea, nu cred că nouă persoanelor care lucrăm o mai mică, într-o mai mică măsură, în direct cu secretarul, am fi chiar atât de bine informați cu privire la pregătirea profesională, a muncii dumnealui. Până la urmă este persoana care lucrează direct cu primarul. Primarul care este acum în funcție. A, noi vorbim de actual, nu de trecut, nu de viitor. De aceea nu văd ca această propunere a primarului să fie modificată de către Consiliul Local. Noi am votat-o odată, n-am modificat-o. Susțin propunerea domnului primar cu privire la calificativul de foarte bine. Dumnealui este cel care își asumă în momentul în care a venit. Sau dacă dumnealui ar fi constatat că secretarul nu și-a îndeplinit atribuțiile de secretar. Cred că era cel mai în măsură să vină și să propună un alt calificativ. Atâta timp cât primarul a venit cu acest calificativ, dar nu suntem și obligați să-l aprobăm. Dar nu lucrează direct. Nu, nu. Dar și-l și asumă. Mi se pare, nu mi se pare. Doamna. Și-l și asumă. Doamna face și-l asumi el, nu noi. Doamna face lobby, dar nu vorbește pe lege. Dar nu înțeleg, adică eu înțeleg că... Doamna face lobby, nu vorbește pe lege. Ascultați-mă un pic, eu îl întreb pe domnul Danila. De ce nu ați trimis prefecturii hotărârea prin care calificativul v-a fost respins? V-am mai explicat că, deocamdată, niciun fel de proiect hotărâri care nu a fost adoptat, nu l-am transmis. Sincer. Negativ, nu e așa. Nu. Deci nu e legal ce ați făcut. Voi la mână. Da. Am solicitat, domnule. Acum, vă lăsați să facă nu mai întreb și eu ceva. Vorbesc cu el. Vorbesc cu mine. Vorbesc cu mine. Vorbesc cu mine. Vorbesc cu mine. Domnul secretar a pus control de la prefecturi. Domnul Germanu Șuăr. Deci numele lui el vorbește. Domnul primar este cel mai bine informat. Domnul secretar a avut control de la prefectură. Da. Iar dacă ar fi găsit ceva care ar fi fost în neregulă, sunt sigură că acel control de la prefectură i-ar fi propus domnului primar să ia anumite măsuri. Râdeți la mersul dumneavoastră. Ia uitați ce scrie domnul primar. Ia uitați ce scrie aici, ca să o fac pe doamna, ca să vadă ce. Stimate domnule Eugen Zamfirescu, uitați. Da. Maricica Lumița Coșa. În urma cererii dumneavoastră, registrată la instituția prefectului, cu numărul, nu știu ce, vă transmitem copilie după hotărârea numărul 4, care o cerusem eu în ședința trecută, din ședința ordinară de pe 31.01.2019 la Consiliul Local Scoarțeni. Înainte, mi-a trimis-o în 5 zile, mi-a dat-o doamna. Deci este acea hotărâre a Consiliului Local, care dumneavoastră, dragi colegi, dacă putem, camera formată, ați modificat-o din acordarea subvenției de salubrizare de 130 de milioane în constituirea unei rezerve în bugetul local, da? Pentru a fi folosită în caz de o forță majoră. Deci asta ați votat dumneavoastră. În procesul verbal, domnul, prin omisiune, nu a consemnat discuțiile. Dar hotărârea la prefectură a plecat în varianta în care nu ați aprobat-o. În care au strecurat-o dânsii în ordinea de zi la pachet cu încă 5 hotărâri venite prin AGADIS pentru validare. Deci suntem în situația unui fals și uz de fals. Așa. Am depus o plângere în sensul ăsta. Și acum revin la ce spunea doamna. Că nu s-a găsit nicio problemă la Scoarțeni. O să fie. Un fals și uz de fals. Vreau să zic pentru evaluare la anul următor. Din cine ține? Dacă tot vorbim, adică din situația asta, eu am venit cu propunerea, cu amendament, să-i acordăm pe anul 2018. Bine. Doamna a venit cu un lobby și acum dumneavoastră să supuneți la vot amendament. Ei, deci domnul Gion, propunerea dumneavoastră a spus-o dumneavoastră. Nu să nu votezi tot. E propunerea mea. Dar din considerentele mele mai vechi așa, eu știu că parcă la ultima ședință s-o amânat la ședința asta cu altul propunerii. De-aia nu transmis secretarul. Nu a spus că la următoarea ședință vor propune calificativul din nou.
Parcă am și registrarea și mă uit un pic, că așa s-a discutat. Dacă vă faci un exercițiu de memorie. Deci, din cauza asta, nu a zis că se botează alt calificativ la ședința următoare? Am dreptate, dragi colegi? Așa s-a discutat. Nu am dreptate. Și vă spun de ce. Noi am respins un calificativ. Am respins un calificativ la vot. Să se revină cu... Deci am spus așa. Cu un alt calificativ. Și s-a supus la vot. Cine este să se revină cu alt proiect de hotărâre? Dacă nu discutăm mai eu. Deci a căzut calificativul foarte bine. Nu cred că gândești bine. A fost o situație. A fost o situație creată care trebuia să ajungă prefectului. Dumneavoastră acum, conform legii, mai aveați timp să reveniți cu calificativul foarte bine sau bine. Da? Eu atunci am propus, nu l-ați votat, bine, ca amendament, acum îl propun din nou ca bine. Nu-l votați, e treaba dumneavoastră. Eu n-am fost nebun atunci și sănătos acum. Nu votați dumneavoastră, dar ești cu așa să supuneți cum am zis eu. Cine atunci faceți dumneavoastră ce vreți. Haideți să spunem la urmă, cine este pentru calificativ? Foarte bine! Păi dar l-am pus o dată... Foarte bine, l-am supus la vot la vot. Asta se supune la vot, domnule, acum. Proiectul de hotărâre pentru calificativ. Eu nu particip la acest ceva. Nu participați dumneavoastră, domnule, asta nu înseamnă că ceilalți trebuie să facă cum faceți dumneavoastră. Stați un pic! V-am spus de secretar. Păi nu este primar, acum domnule, lasă-mă primar. Chiar este cine e valoat, nu ridicați totul la mine. Dar nici nu avem. Sunt condescendent și ei, să rămânem în ceea ce vrem. Suntem și în post acum. Suntem doi conești, eu sunt primar, dar care hai calitatea, deci te rog frumos să respecti calitatea corectă. Eu mi-am spus punctul de vedere. Supuneți la vot amendamentul meu. Supun la vot proiectul, amendamentul, dacă este acceptat, atât din colegi. Domnul președinte, vă rog. Deci supunem la vot proiectul de hotărâre în forma redactată, cu calificativul de foarte bine. Cine este pentru? Eu l-am votat odată. Cum să-l mai votez odată? Adică azi mai sus, să vă vadă și lumea. Bineînțeles. Am fost de acord cu foarte bine și la prima oară. Dar vreau și eu la fel de sănătos ca și cu acel întregul. Da, foarte bine. Da, mă așa. Cine este împotrivă? Eu o să contest treaba asta la prefectură. Pentru că nu s-a respectat legea. Cine este împotrivă? 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 1, 2, 3, 4. Da. Tot nu este. Trecem... 6 cu 4, 10, gata. Hai. Trecem la următorul proiect. 6 cu 4, 10. Da, 10, nu? Da, da. Nu mai e votat. Pentru 7. 7. Deci nu am trebuit. 7. 4 cu 11 și mai este... Deci 2 lipsă. Care? 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 Unu-i lipsă. Păi hai mă ridicați, mă, ăla, băi! S-a ridicat. Da, eu l-am văzut pe Isabel, l-am văzut pe Vasile, l-am văzut pe Adi, l-am văzut pe Vică, doamna Vici, el, șapte. Care mai e? Care și șapte? Șapte și cu... Ta dinuța a fost... Șapte și cu cine voi? De șapte pentru cinci împotriv. Abține-vă? S-a abține, cineva? S-a abține, da. Așa cine, nu împotriva. Țin. S-a abținut la cineva. Și unul împotrivă, da. Da, deci în rezervă, de acționa în consecință, vis-a-vis de o hotărâre care am votat-o la timpul respectiv, a căzut, n-a fost transmisă cum e ilegal la prefectură și simulacrul care l-ați făcut azi prin reinițializare cu tot cu același calificativ. Deci ca să știți. Deci mai așa că am fost la Nicoși, trebuia să acum la 2 jumate. Nu înseamnă că ți-am făcut bine, ți-am luat drumul. Da, dar cât ai făcut matare, e bine. Eu răspund eu de ele. Deci, dar văd... Hai să trecem la proiectul hotărârii. Eu răspund de ele. Proiectul hotărârii privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliției Locale Comuna Scorțeni. Dacă aveți discuții la proiectul acesta de hotărârii, legal este care a mai fost hotărârea Consiliului Local. Care a mai deci fost nu poate fi în decizie, da. Deci nu se poate fi în decizie, da. Dacă avem în scriere la cuvânt. Da, eu o să vorbesc și aici două vorbe, pentru că asta mai fost cu vorbea de zi. Da, dar nu e corect așa, forma asta. Acum văd că s-a venit cu o completare corectă, da. Dar legea 153 din 2017 este cea
care a hotărât ca noi consiliile locale să stabilim salariile de bază, restul competența primară. Acum am văzut că a venit cu o completare față de altă legiuntă. Nu a legii, părbăciunea asta, a venit cu precizarea legii dinainte, în 2010, în care au fost excepționali și poliției locale și a rămas la nivelul poliției locale. Că doar trecută nu erau în mapă și atunci suntem obligați să o votăm la fel. Cum vreți? Da, cine... Supunem la vot cine este pentru acordarea normei de hrană a domnului polițist comunitar. Cine este pentru? Trecem la proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scorțeni pentru anul 2019 cu beneficiarii legii numărul 416 din 2001. Dacă aveți discuție la proiect de hotărâre numărul 5. Da. Domnul Hagiu. Și domnul Măgeru. Da, domnul Zambriu. Și prima, cât beneficiari mai avem acum, mai de față? Estimativ, nu, la 460. Câți mai avem? Două, trei indicări. Cool. Nu, mai puțin. Am zis că sunt mașini. Da, unde mă zic de mașini. Deci eu m-am așteptat la proiectul de hotărâre, eu m-am așteptat să văd planul. Planul de acțiuni. Nu este niciun plan, e dispune de lucruri de asta. Da? Deci aici revenim la norme și tehnică legislativă, da? Nu, nu am. Deci, domnul, uitați-vă, noi avem proiectul de hotărâre în care spune aici, propune, aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local în Comuna Scorțeni, mi-a dat, corect, da? Bun. Dar eu când deschid să văd planul anexat, da? Eu văd aici expunere de motive. Da? Da? Expunere de motive care e semnată de primarul Comunei Scorțeni. Și așa e un tabel, domnule. Nu pe luni, pe... Domnule, pe vezi, știți dumneavoastră ceva. Da, deci vezi că știți ceva. Dar aici noi planul nu-l avem. Nu vorbesc, nu-i mai lucrat nicio treabă. Nu, nu, nu. Deci nu-l avem. Și atunci eu ce să... Ce să avem? Deci eu nu-l văd aici. Nu-l am aici, nu-l am. L-aveți dumneavoastră? Nu. Eu văd că am aici expunere de motive. Cei care le-am dat să facă treaba. N-au făcut-o cu mâine. Păi, și ala ea mea, iarăși l-am dat. Ai baza, domnule. Planul pe luni. Domnule, ești. De categorii de lucrări, eu așa am putut. De ce? Pentru că întâlnărează nici numai... Dacă nu e aici, ce s-a aprobat? Nu am ce aprobat. Asta e. Sancțiunile care sunt propuse fiecare an... Care de care an, dar planul nu-i pus, îmi dau seama. Nu-i tabelul, pe luni. Cine răspunde? Păi, domnițe, spior eu? Nu. Aici spune față de planul și până spuneți cum e de motive. Eu cred că expunerea de motive ar trebui să o facă tot inițiatorul. Iar planul adevărat însemnează primarul, șeful UAT, inițiatorul. Așa cred. Deci n-am să vă dar le-am spus ce am văzut. Nu, 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 expunerea este, nu este, nu este. Dacă planul de măsuri e fix, este fix. Hei! Dar care e planul? Ce plan spune? Planul de măsuri. Ce? Plan de acțiuni și de interes local, cum vreau să care semnează primarul. Angelu, Angelu, lasă-mă. Și inițiatorul. Angelu, stai pe urmă, nu te-am acum. Asta e expunere. Dar la expunerea din motivii, poate l-a făcut cumulat, om. Scrie, luna lui ianuarie, februarie, martie. Ce se face? Deci, repezirea profesionale, ăsta-i plan. Numai că l-au făcut fără dată, adică l-au făcut. Unul lucru. Dumneavoastră, domn secretar. E pe fiecare lucru. Dumneavoastră, aveți proiectul ăsta de hotărâre. Dumneavoastră, la hotărârea asta, nu puteți să trimiteți expunerea la hotărâre. Da, am anexa. Nu, dar are anexa. Ești anexul la hotărâre. Cu plan? Da, da. Este prins în... E aceeași treabă. Este prins în... Vedeți, mai vezi?
Da. Numai că este prins să ne expune. Este prins să ne expune. Aceeași problemă este... Păi lasă, hai să expune. Da, de aceeași problemă. E aceeași problemă. E aceeași problemă. E aceeași problemă. Dar nu-i plan. Da, bun. Hai să aprobăm plan. Da? Cine ești Ilia? Păi plan. Mai sunt? Mai sunt? Mai puțin. Domnul Hagi mai repede. Domnul Hagi, vă zic, acum stați un pic. Da, e și oricum, nu am nicio problemă. Dar nici modificat, nu dacă intră aici la planul ăsta de măsuri. Undeva la Grigoreni, în zona unde noi spunem la fântâni acolo. S-adună tot felul de gunoaie. Am început dar ce ne adună domnul Hagi? Stați puțin, stați, că asta știu și eu să răspund. Eu vă spun așa, eu am ce propune, propunerea mea. Da. Ca cei de la ajutorul social, dacă se poate, să strângă și de acolo. De ce? O să spuneți că oamenii le-au făcut, oamenii să le strângă. Nu o să strângă niciodată. Nu, nu răspund. O să facem, dar să văd cu cine. Nu, deci eu asta vreau, pentru că acolo se transformă încet, încet într-o groapă de gunoi. 7 ani era problema mea. Nu avem groapă de gunoi, atenție. Nu, da. Deci noi nu avem groapă de gunoi. Orice gunoi, indiferent de tipul lui, nu se pune decât în containerele speciale. Nu există groapă de gunoi. Eu am spus așa, că încet, încet se transformă în groapă de gunoi. Așa am spus eu. Nu am spus că... Dacă se poate ca cei de la ajutorul social să facă și chestia asta, se poate. Domnule, eu am înțeles, dar asta nu trebuie consemnată ca mențiune în, în proiectul de hotărâri, deoarece acolo era un scar mai mare și subînțelege. Eu am înțeles cu dragii. Săptămâna viitoare ți-am dat la băieți și toți cu noi de acolo. Dar de fiind și cu noi. Dacă intervin, îți pare de oaia, nu pleacă. Nu trebuie să-mi băie după noi. Eu am spus, eu am spus de cu noi. Sunt peste tot. Peste tot. Da, domnul Hagi, mai ai adică. Da, vedeți că mi-i despotești. Domnul Măzirescu, mai aveți ceva? Domnul Alex, Alex. Zina, sorin. Referitor tot la curățenia cu gunoaile astea, așa am spus de fiecare dată. De la Vasile Pisecaru, prin șanțul ăla, prin spate, de la noi, până la Poporoac, acolo e dezastru cu curăul ăla. Nu știu dacă ați fost vreodată. Eu am fost, dar tare și care ai fi proprietar privat. Eu mă refer în spate, din la spatele grădinilor. A, nu din la Matan, din la Matan mai încolo. Exact. Înspre grădina, nu? Ei, da. Dar e o problemă privată. Deci... Nu apare în... Din domeniul privat. Să încercăm. Noi, încercăm să remediem, să ajutăm cât putem. Bine, asta e ce dacă vreți veniți la cu picior, cel puțin în spatele meu. Bă, poate vedea, am lucrat. Bă, ai înțeles că veniți doamna, are picior frumos, vine ea. Corect, dar nu poți să fac nimic, e cu mătru meu. Nu, eu nu mă refer la... Cu piciorul mă refeream. M-am referit că am pus-o în moța și... Lăsa la emoție acum. Băi, sunteți în post! Nu, nici am opun. Referitor tot la ajutorul social și cei care execută, eu mă refer la... Da, mi-a sorit. Deci, dacă... Uite, o să ajung eu personal. Până, dacă nu poate doamna, poate, poate doamna, din el, dacă nu... Uităm un pic să văd. Mergem amândoi. Mai bine. Și dacă ești pe islas și din profesorat privat, deci fără probleme. Dacă e grădina la masă, are încercuri. Nu, eu cred că vă arată acolo. Dar eu știu eu de unii. În spatele grădinii cât am făcut eu. Cine aparține? Dar haideți. Foarte scurt. În zilele când efectuează ăștia de la ajutor, îi văd că în sac, în spate, trei bidoane de pișanți și niște hârtii. Se întorc înapoi până la fermă, la Zanfir, și s-au efectuat numărul. Asta crezi mai tare, dar sunt mai pune o întrebare de tori. Cum te spăra pe mine? Dar mă tare, când era primarea a putut la ajutor social, aici făceau. Nu aveau. Nu era atunci. Nu era. Din când a intrat PSD-ul la putere. Dar eu sunt de acord, dar... Da, vorbim de 460. Da, domnule, dar vezi că... Băieții chiar fac la Grigoreni. Chiar acolo te iei, chiar la te-ai fac treabă, băi, bă. Ei, e domnul primar. Nu, dar acum acolo când a fost domnul primar. Acolo te-a fac primar. Primar e comunist, domnule. Tu ești în capital. Nu! Greșit! Eu știu că era învățător la Grigoreni. Atunci mânânea primarul. Era de timpul Ceaușescu. Acum o bateți în cap astăzi.
Dar bine că eram spus tot ce am zis. Haideți să punem la vot planul de acțiuni și lucrări de interes local. Cine este, da? Da, da, da. Nu trebuie să fie dat și... Secretar, vedeți, poate trebuie și alta la vacă. Deci la proiect de hotărâre numărul 6. Da. Privind aprobarea planului de măsuri, regulament de aplicare a OG 2021/2002 privind normele de gospodărire locală. Una scurtă. Ei, noi l-am aprobat, dar în cerere anuală. Mai e același plan. Domnul primar, răspundeți-vă la cuvânt, cum ai tot? Da, da, m-am înscris. Așa. E același, nu mai putem vite cu picoții. Anual. Eu l-am făcut pentru comisie, dar eu nu a fost timp. Eu tocmai de aceea am zis așa, ca să mai fie un pic de timp. Îl aprobăm. Și pe viitor, la astfel de documente, să avem în CD-ul în aia și... Cine este? Cine este pentru? Unanimitate. Deci trecem la proiect de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind realizarea, rezilierea contractului de închiriere numărul 126 din 7-4-2016 și aprobarea compensării debitului doamnei Tănase Ramona Bianca din satul Scorțeni, județul Bacău, chiriașa apartamentului proprietatea OAT-ului Comuna Scorțeni, situată în satul Scorțeni, Comuna Scorțeni, strada principală, bloc numărul 2, apartament numărul 5, cu investițiile efectuate în această locație din bugetul propriu al acesteia. Dacă aveți să scrie la cuvânt referitor la acest proiect de hotărâre numărul 8, domnul Zahurescu și domnul Bacău. Domnul Zahurescu. Vă pot spune eu, poate vă iau cuvintele fără să mă mai întrebați primară? Deci doamna... Nu, trebuie să ne răspundeți la întrebări. Nu, dar vă și le spun, dar vă spun eu prima oară în preambul, așa. Așa, ca să nu... Că la vârsta care o am, nu mai ține aburirea asta de mult. Dar bine, că... Și eu câte aburirea am stat. Omul a vrut să rezilieze contractul, a fost solicitat din partea lor și spunea un contract bilateral dintre două părți. Investiția, să știi foarte bine că ăla era într-o stare jaznică și s-a l-a reabilitat la propriul Neckerman, din vari motive oamenii nu mai merg în zonă. Există o datorie la primărie. Cât? 7.000 de euro. Cât trebuie oricum, să dea? Oricum, în hotărârea Consiliului Local, trebuie exact suma, da. Să știi. Păi da, da. Deci, în specificat, trebuie. Din specificat în proiectul hotărârii. 107, parcă? 10.700. Ei, este păcat cu doamna, mi-a pus în felul următor. În momentul în care, și eu cred că nu avem interesul noi ca să-și ia lucrurile pe care are, faptul ce are pe acolo, să lase la forma inițială, noi apartamentul chiar ar trebui. Și eu zic o sumă de asta de 100 de milioane în compensare cu investiția, care cred că e mult mai mult. Că e cu parchet, cu uși de metal, cu tot nechema. S-a format o comisie la primărie. S-au dus, s-au văzut, eu n-am fost, nu am avut de soare cu comisie, s-au făcut constatări. Zic și vin cu propunerea, pentru că să mai curgă vieveturile omului și să ne rămână în această locație. Poate Doamne ajută încă o dată, o să avem un specialist în doar. Sau vine secretarul și cu politicul local și așa poate de un mers. Și care sunt doar. Doamne, nu atenți. Dau un exemplu. Ei, e bine pentru că este investit el, este reabilitat, arată chiar bine. Și o sumă de 100 de milioane câte acolo, mai mult aș fi ca dacă am poate decât să facem noi la loc. Și de asta vin cu rugămintea și i-am promis doamnei că o să plec prin Consiliul Local cu noastră chef imperativii aici și propunerea mea și cu acordul meu. Eu zic că e ok. Da? Propunerea acum... să rezilieu contractul? Nu. Rezilierea contractul face primarul. Compensarea. Care scot în evidență modernizările de 100. Exact. Așa, asta vreau să zic. Sunt la cuvânt. Acum am v-ați spus. Da. Deci, mi-am amintat problema. Sunt foarte clar. Nu e nimeni împotrivă, zic eu. Da. Ideea este pe următor. Că chiar aici, chiar vă dau dreptate. Eu sunt foarte... Deci, vezi Vasile, aici, că nu o spun cu răutate, dar chiar n-ai că suma în hotărâre
Pentru că nu sunt de motive. Hotărârea nu pleacă la... Fără modificare, pe sumă. Pe sumă. Pe precizate, exact. Da, deci, în foară și eu. Nu spune doar că... Mai mult hotărârea. Mai mult decât atâta. Deci noi suntem de acord. Doamna a venit și mama, atâția, da. Au venit așa. Chestiunea este că suntem de acord, dar vreau ca domnul secretar, din punct de vedere juridic, mi se pare o leagă cam așa, adică să compensez bostani cu bani, e o chestie cam așa, caut o bază juridică, că tu știi foarte bine cum să fac recuperările de bani după lege, la debite. Deci acolo este o procedură. Ori noi nu suntem în procedura de să-i luăm banii. Un interes de asta. Când va băga bani acolo. Hai să găsim totuși, să stăm în picioare când vine Curtea de Conturi, toată semnăturile noastre, nu se vine aia pe urmă, vine aia, au plecat, doamna, vine și zice, băi, da, voi n-ați cu ce? Care-i baza? Care-i? Vreau ca să fie documentată bine problema. Atât. Da, sunt de acord. Adică... Că, am ridicat problema asta și cu cei de la impozite și tase. Nu, i-au făcut investiții. Oamenii care au muncit ăla, nu i-au pus chietanța la mână. Păi dacă nu am chietanța... Vasile, dacă vine cu cineva, nu i-a întreabă. Dar sunt poze, să nu-i așa. Curtea de Conturi nu ia de bază decât hotărârea Consiliului Local. Vasile, eu nu puteți voi interagir. Hotărârea Consiliului Local e legal. Păi nu, își asumă. Deci modul de redactare este asemenea voi. Hotărârea de baza legală. Deci nu, iar prefectura este cea care de lichid. Dar eu, cum stau un pic? Este comisii cu proces verbal în spațiu. Asta spun. Am ajuns aici la dumneavoastră cu proces verbal. Nu sunt mai... Zic și eu. Nu ajung de acolo. Deci ideea mea este alta. Nu găsești o găselniță, o treabă. A, această hotărâre se aprobată de unanimitate din voi. Pentru că ne-am spus, femeii, că... Dăm drumul la treabă. Să producă efectele. I-au depus pe calculi contabilicești. Când aici discutăm de formul legal. Ia ce au cumpărat puși, s-au făcut investiți, s-au lansat pozele și s-au făcut acolo la procesul de bani. Valoarea asta 107 milioane. Cum a fost determinat? 107 milioane. Nu, da. Baza. Este chiria, domnule, care nu s-a plătit. Și conform contractului se compensa. Ia chiria o poate compensa. Ia se justifice. Este bătut. Cu chitanțele ei. Este. Dacă este, e ok. Problema este că iar ce lucrări au făcut cu oamenii cu nu știu ce persoană, n-are chitanță. Atunci e valoarea lucrării. Cine a făcut-o? Comisia noastră? Comisia. Da. Comisia noastră? Da. Eu mi-asum ce am... Eu am fost acolo. Da, și eu mi-asum. Credeți în procesul verbal că dacă e o problemă să plătească. Da, eu trebuie acolo cu eu. Știți, am luat mătramos și am făcut calculul cu contabilitatea, deci o aduc la cunoștință publică, este de 44,51. Are pe 44,51 chitanțe, are chitanțe, dar la chitanțele respective, ce înseamnă manoperă, nu este pus. Ce a fost anterior încheierii contractului, nu a fost pus. Și indiferent, orice evaluator ar veni să vină la fața locului, suma va reieși mai mare. Ai treaba. Deci nu e... Auzitul ăsta ce fece, nu mai vine mandatul nostru, așa că putem vota. Cine fi după noi fotou? Nu, dar avem și ce sumă acolo de știri până acum. 107! Dar nu mai așa faci bani. Am înțeles. Hai, Zuli! Păi eu nu știu, domn primar, domnul Sălătreu, că o să facem dânsul rezilierea, dar eu știu că s-a făcut contract, s-a făcut măsiri local, s-a făcut... În contractul ăla... Exact același lucru se spunea. Un contract. Nu, dar eu am trecut în proiect de hotărâre și chiria să scade din apartamentul, s-a acordat ca un caz social. Așa. Unanimitate. Nu știu încă cum se schimbă bostanii cu banii, dar am votat. Trecem la proiect de hotărâre numărul 9, privind starea economică, socială și de mediu a comunei Scorțeni. Domnul polițist e, doamna doctor, doamna... Nu mai vine niciun din invitații noștri, decât doamna directoare.
Probabil că au fost ocupați, dar na, acum e asta, nu s-a numit. Nu, avem domnul polițist a spus Mihai cu urși și cu tratat. Medicul veterinar îi cu, au întoarce în tot vietul, au instruit la Bacău cu privire la testa porcină. Și nu poate să vină nicio porcină. Din restul nu știu nimic. Adresul sunt făcute. Eu făcut, sunt semnate din mine, credință. Confirmate de primire. Confirmate cu primire și eu vă spun, vă rețetă o mai mult. Mai revenim cu niște adrese și poate nu sunt disponibil. Problema este că expunerea nu este lucrată de mine. Mi-e place nu știu cinstit. Dar noi n-am avut în mafie, n-am. Deci eu n-am avut în mafie, nu e lucrată de mine, compartiment. Da, haideți să trecem la proiectul numărul 10. Stai așa, deci cu ăsta nu e un proiect. Nu-i nimeni să... Cred că sunt PCD-ul și pe ăsta. La mână. Așa. Nu, la mână. Mă spune că sunt PCD-ul. Îmi spui, dar l-am stabilit aici și încă să meargă repede. Da, e altă, bine, poliție. 10. Proiectul numărul 10. Dar nu e proiect de votare. Nu e proiect. Este un raport informare de la comunitate. Stare economică, socială. Da, un raport de fiecare. Proiect de votare numărul 10. Prezentare la port de specialitate primit cheltuielile pe luna februarie 2019. Nu-i proiect de votare informare? Da. Prezentare la raport de specialitate. Da, de acum sunt informări. Da. Dacă eu aveți să scrie la cuvânt pe proiectul de hotărâri... Nu mă întreba ceva să spun. Domnul Ovidiu... Nu știu. Chestia asta, adică mă întrebați cum... Domnul Zanturiescu... Aveți să spun. Da. Da, mă întreb. Dar acum, dacă vezi să inventezi, vezi dacă am... Da, doamna Narcisa. Votoare. Dar doamna contabilă, nu? Este aici? Dar nu-i prima ordonator principal. A, gata. Deci eu nu vreau să stau din plaj de vorbă, adică cu ordonatorul principal. Pentru mine el reprezintă comunitatea. Da. Zima, bagă-mă tot. Da, dați-mi drumul, domnul Ovidiu. Da, prima dată. Eu am ceva cu modul de redactare, de prezentare a toate tuturor cheltuielilor și veniturilor. Și eu. E sub formă de tabel, se înțelege destul de greu. Era mult mai bine înainte. Știam exact la ce se referă. Și acum, dacă te întrebe, mai trebuie încă o oră. Dar nu înțeleg nici într-o oră. Și dar nu e bine prezentat, nu știu. După mine, dacă ceilalți au altă părere, dar trebuie să... lămurim aspectul ăsta, să vă semnați aici. Vă să schimbi forma lui redactare. Cum să vă hai să lăsăm pe domnul Hagi, să plânteze că are 10.000, nici domnul Vasile. Și îl puntează de la fiecare și primarul e o decizie. Da. Probabil cu toții, dacă spune fiecare, că el poate spune altceva, el altceva, dumneavoastră aveți altă idee, adică el nu poate să scrie pe asta. Stați să înțeleg un pic. Optați pentru vechea variantă. Vechea variantă? Am înțeles. Aia e mai, mai ușor, nu cum aia a fost votată. Asta vreau să spun. Nu vă voia schimba. Nu! Negativ, ești dezinformat. Nu a schimbat. Eu am cerut și doamna a făcut o dezinformare casă. Și nu-mi place chestia asta. Bine. Eu la rectificarea, când era Mircea între noi, se dea, să la rectificarea din iunie, am făcut și de observații, direct atunci, era aici, și am zis așa, doamnă, la rectificări, veniți cu conturile din stânga într-o parte tabelară, ca să vedem de unde luăm banii, și ducem în dreapta, pe alte coloane, ca să vedem stânga-dreapta. Ea a generalizat, dar nu are generalizat, a primit ordine, nu de la tine. Ca să facă altfel, încât ne-a băgat fum în cabine la toți. Eu vorbeam cu domnul Hagi, mă. Am spus nu de la tine. Bun. Eu n-am spus așa ceva. Eu am cerut altceva. Nu, vă rog să nu intrați, să fiți manipulați. Da? Și atunci ce spune dânsul e corect. Ziceți, domnul Măgerescu. Păi tot același lucru. Ne-aș mărit, vă conșema, să ne vină la forma inițială și mai da.
doar o întrebare. Da, dacă e caz, supun-i la vote, nu cum a fost înainte. Dar nu trebuie să supui la vote, cu asemenea, nu e gata. Zine, deci, dacă a fost, dacă acum a fost, ok, până în decembrie 2000, așa o să fie. A fost, deci doamna Condară, cum ați prezentat-o înainte, a fost, ok, așa o faceți în continuare, de aici și în vecii vecilor. Din tabelul ăsta ce am înțeles, că pe luna februarie, așa, poștă, telefon, radio, internet, în bani vechi, 192.820.000. Da, dar atâta niște, deci eu v-am mai explicat o dată, dar trebuie să înțelegi și mă... Deci m-am săturat de explicat. Bă, oamenii, bă, oamenii, bă, ajutați-mă o leacă și ultim, a doua oară, mă juri când vă face. Deci, fii atent, aici implică, implică internetul instituții, camere de luat vedere, telefoanele fișii, fax, drag, totul, totul inclus pe același capitol bugetar. Mă tale și câte camere va vedere ai în comun? Și alea cine le plătește, domnule? Nu, nu știu exact, știu câte sunt de acord. Nu ați de acord dumneavoastră și mi-a spus primaria camerei, anul trecut. N-am spus camere. Păi camere, telefoanele mobile care sunt angajați pe compartimente. Internetul fix, care este domnul primar, de ce pun întrebare ca mi s-a mai dat răspunsul ăsta? Eu nu spun că nu e drept, dar apar de la o lună la alta, deci diferențe foarte mari. Data trecută, dar pentru luna... Aveți fi două luni de capitol, te lămurești și duci la contabilă. Pentru luna cealaltă erau mult. Deci nu există. Diferențe destul de mari. Da, băi, s-a făcut plata în februarie, dar poate s-a făcut și pe ianuarie. Păi și nu s-a scris și ianuarie. Doamna, cum? Să dați-mi un pic. Stai februarie? În februarie? Pe legele astea se datorează faptul că cineva și-a permis să schimbe modul de redactare. Să revine la forma inițială. Informații spune de obiectiv cu copilul. Bun, l-am terminat. Am spus punctul meu de vedere. Toate aceste chestiuni care le avem acasă, lumea referință. De ce nu? Se datorează faptul că cineva și-a permis să schimbe fără acordul nostru modul de informare. Deci modul nostru din percepere și-a mea. Hai să mă spun ce am și acum mă expunere din funcția de primar. Și eu poate mi-aș pune niște întrebare ca dumneavoastră, dar trebuie să știți că tot sistemul informațional la nivel de primărie este inclus în acel capitol bugetar. Și asta nu-s moștenite din mine. Eu doar atât am contractul care e făcut din mine de când sunt primar cu camerele de luat vedere. Sunt contracte care vor dispărea, în care am, ați văzut dumneavoastră ceva, 24 de telefoane, dar un contract dar activ de pe timpul vechi, alea se plătesc. Și mă tare ca persoană fizică. Dacă îți faci contract... Eu am dat telefon. Domnule, și mă tare dacă îți faci contract? Acum vă și îți faci contract? Și dacă l-ai pierdut, nu plătești abonamentul 3 ani în zile. Până nu mai... Ăsta e un contract. Și eu le am... Acum se termină. Și luate dinainte, nu mai dăm numit. Te-ai văzut, clar, nu mai... am făcut adresi, bă, omule, din Sătul. Acum, nu mi-a permis. Acum se termină, mai. Domnul Mace, m-a scos în evidență, nu a acuzat pe nimeni nimic. Eu n-am. A scos în evidență. Dar eu am înțeles. Și-a scos până... Dar crede-mă că mă și vreau și nu mai arăt. Execuția bugetară nu înseamnă că te executăm pe tine. Da, mă. Execuția bugetară este mult transparent. De a prezenta lunar, că așa am vrut noi, Consiliul, dar și legal, la 3 luni, același model. De ce să schimbăm noi modelul? Omul vrea așa, număr de cont, bani cheltuiți pe luna aia, am introdus de fapt. Dar hai să urmărim o dată manipulări. Am solicitat sub formă de tabel și repet, ca în momentul când o dată, de două ori, de trei ori pe an, avem situații de rectificări, atunci de lege pentru transparență, dar și pentru o bună înțelegere, pe un tabel exact, cu două rubrici, în stânga conturile, de unde pleacă banii, dar n-ar nicio treabă, domnule primar, cu execuția informării lunare cheltuielilor. Cine a spus treaba asta, a greșit-o. Nu-i corect. Știu. N-a spus așa ceva. De la mine nu cred că nimic. Domnul președinte, cum e până la urmă? Da, stai. Eu am înțeles că ați vrut tabel, dar nu am înțeles că vreți la execuții bugetare. Una este rectificarea bugetară, în care se vede. Atunci mi-a zis, da, ai dreptate. Deci un primar cu funcții, care ar fi eu. Da, ai dreptate. De aici se iau, aici se duc.
Acum, informarea asta, care a făcut-o doamna Nedelcu, a fost chiar ok, doamnă, să știi. Foarte corectă, transparentă. Bun, hai să încheiem subiect. Ce Dumnezeu? Matale a fost consilier prima dată, cred că? Eu? Nu. Care a fost consilier, vă rog frumos. Da. Mi s-a prezentat vreodată cum prezint eu și tot George Dragnea? Nu, nu, stați obiectiv. Dar nu era cerut acum. Eu, mintea mea, nu vreau să fac nicio asociere. Deci eu am implementat. Deci eu nu vreau să fac nicio asociere. Dar oricum trebuie... Ce dacă exista așa ceva... Trebuie să știți un singur lucru. Eu acum ce fac? Fac asociere? Nu, fac. Nu, nu. Eu am spus că nu e foarte bine acum că avem așa ceva. Eu sunt... Și acum... Băi, îmi gândim ce dacă vreau să fac ceva. Acum trebuie să știți și următorul aspect. Niciodată nu suntem învățat în viața asta. La ce înseamnă operatori de telefonie? Gata, soțisa. Gata? La diversii. Aici sunt întrebări. Acum trebuie să nu... Am urmări 3.000 întrebări. Nu-ți răspund. Nu răspund. Nu, că nu mă simt vreau să fiți foarte, cum să spun, mulțumit să plătești. Care încheiați? 11, 12, trebuie să știți un singur lucru, să fii mulțumit sufletești, trebuie să fiți, pentru că la orice contract, și ăsta cu camerele de supraveghere, și la ce înseamnă acel... serviciu care era obligatoriu din STS, s-a negociat la sânge prețul contractului. Deci nu, să nu trăiți cu suspiciunea că chiar... Când o să prezinte dosarele cu achizițiile publice, atunci discutăm de ele. Să nu credeți că s-a... Chiar ăla mi-a spus 2 lei și noi am luat o dărâne din 2 lei. Primarul e comisia de recepție. Eficiența. Asta, primarul știe. El semnează contractul, comisia răspunde. Un cetățean al comunei Scorțeni întreabă de acea cadastrare care s-a început acum 2 ani cu tabelele alea care le-am făcut noi publice, da? Dacă s-a mai continuat cadastrarea aia care prin ordonanță de urgență era gratuită. Noi venisem în primărie, făcuse doamna Doina Cântini, ne-a dat și nouă un acel. Ce se mai întâmplă cu aia? Știi mai bine ca mine. Nu a fost anunțat. Cine nu a fost anunțat? Nu a fost, nu e adevărat. Cine nu a fost anunțat? Nu e adevărat. Contractul, am chemat în fiecare an 3 contract. Uite acum, să spună Nea Sava, prietenul meu tare, că de când am semnat contractul și-o rămas să vină ăla și-a putut de treabă, și acum contract din... Și-o fac din nou. Această cadastrare a început contract, dar vii mi se facă treabă. De 2 ani. S-a început. Nu ați spus mai așa. S-a început în extravilan sau în intravilan. Doar extravilan. În extravilan. Ok, deci ascultați, oameni care vor să știe. Da. S-a început în extravilan. Până acum, de 2 ani de zile, s-au rezolvat. Nu se poate rezolva, e foarte greu. Lași cum urmă. Îi spuneți, ești ca la poliție, indică și eu scriu declarație. Eu întreb. Îi spun așa, este legii. Este cu adevărat o alocat o sumă pentru fiecare primărie. Dar trebuie să încheie 100 de parcele, adică 100 de proprietari, să vină pe o zonă ca să poate ăla să-și ia bani. A fost inițiat acum 2 ani de zile, dacă țineți bine minte, și a venit o firmă la mine, nu dau nume, care s-a ocupat, dar pe Valea Câmpului. Cu tot cu pustia la cum spățărim, nu s-a încheiat parcele la 100 și nu s-a luat banii. Am reinițiat și reinițiat, eram și obligat de legii, am făcut acte adicional la contractul în fiecare an cu OCPI-ul, ce face cu cadastrul. Am fost în ședință, m-am dus, am discutat, e o sumă alocată pe fiecare parcelă. Este indiferent că ai o prăjină sau ai 100, tot atât am alocat statul din parcela aia. Am luat legătura cu domnul Sava, că are partea pe Grigoreni, unii lucrează cum lucrează domnul Ilaș. Am făcut un contract cu o societate care se ocupe și să facă parcelarea acolo. Am trecut și cuțăneasca la aici partea Scorțănești, am trecut și Bialu Comand. Deci, momentan, trebuie să fac contractul din nou, pentru că acele societăți nu s-au prezentat și foarte treabă. Scuze, și asta înseamnă, cum se numește, în format de un psicapul acum. Da.
pentru că trebuie să vorbești cu locul interne ca să-ți facă treabă, nu că le iei pe ăla și nu-ți mai. Deci concluzia, situația este foarte greoaie. Nu este greoaie, luna nu aprilie. Luna... Nea Sava a fost, tot cum s-a luat pe el. Îl aștept să vină, să fac contract de nou și dăm drumul la treabă. Nu lași, trebuie să fac treabă. Un alt cetățean spune așa, întrebați pe domnul primar dacă cei care, la cine ne adresăm în primărie, cei care au sunt unii care au vândut vitele. Domnul secretar. Și au scăzut numărul de... Au venit, deci a scăzut cu omul, domnul secretar. Deci că au scăzut numărul de vite și atunci unii zic, vreau mai fi cumpărat, faci, care eu știu, se încarcă, se încarcă alții. Se reziliază, care se duce la medicul de... De familie. Întrebarea mea acum, pentru că dumneavoastră sunteți la curent și spuneți ca să vă audă toată lumea, dacă există disponibil pentru cei care și-au achiziționat animale și unde este, domnul Vasile? Nu mai este. Ce-a fost făcut? Da, este. Nu foarte este. Puțin. Dar este de fapt, nu zonă. Este, nu mai este. Dar să reții aspectul pentru vite. Dacă o pleca din, de aici, așa și-o rămas liber aici, nu poți să bagi pe nici cu jumătate de hectar sau cât au alocat și să bagi oi. Deci, da, 5 la cap și la 8 odată. Și acum mai vin cu oameni cu cere. Deci, nu, până la cei care și-au mai cumpărat vite au prin interes. Cei care și-au cumpărat oi, capre, au prin cu 47 de capre, 20 de capre, s-au dus, s-au dus la doamna vite, au fost la Apia, nu s-au dat ce facem. Asta ne funcționează. Dar disponibil, spuneam noi odată că este pe acolo, pe Florești sau... Mai este și pe Florești, mă, s-a mai făcut și anul trecut. Da. Deci, fratele meu, care se reziliază, care se întâmplă, am promovat o întrebare. Foarte mult, mai spune și mai bine. Doamna, am votat în concepție o hotărâre a Consiliului Local, privind asocierea aia a Comunei Strugar cu Bereș, cu Podul, cu Scoție, pentru gaz. Da. Te-a rugat atunci și eu și mie ce a insistat. Pentru SF-ul ăla de gaz, care nu l-am așa, da. Avem un preț pe un profor. În jur de 50 de grame pe kilometru, mulțumesc prima tare ori 25 de kilometri când vreau să facem. Păi vorbim destul de ce. Deci în jur de 2 miliarde tot. Stai, vorbim destul da. De ce. Pentru că eu am vorbit, vă spun, am vorbit cu domnul, ai fost chiar ieri, am vorbit cu domnul Tulpan, am vorbit cu doamna de la Podul și cu domnul Rotariu. Prețul pe kilometru ca proiectare și consultanță se duce la 5.000 de lei. Oricât, eu am zis pe inițial și am calculat și avem noi rețele principale, 25 de kilometri. Rețele principale. Și se lucrează la treaba asta, dar neavând buget, domnul Gelu. Și nici nu am putut să-ți vin cu proiectul. Dar cum să... Nu-i proforul, domnul Gelu. În bugetul pe anul 2019, am în intenție să fac SF-ul și proiectul. Atât ne costă. Eu vreau să am în mintea mea acum 5.000 de lei, 5.000 de lei de kilometru. 5.000 de lei de kilometru, orice... SF-ul plus costul 2 miliarde, nu știu 2 miliarde. Dar nu-i dăm 2 miliarde pe un SF-ul? Dar dau eu... Dar uite, pe mășteau, sunt tot ce mă dați, vorbeați dacă e prețul. Domnul Stam. Dar poate îi găsești cu preț mai bun și avea... Nu o găsi pe nimeni. Nu tu, măi! Nu, măi, bunii tot cu bați, că vorbesc chiar așa pe ceva ei, mai biștești ca cu ceva. Poate pentru informații... Aici au orice client, orice agent economic, ar trebui să lase omului. Eu sunt de acord cu dumitare, dar până ajung la agentul economic, și asta e o investiție din viață. Și ține cont ce spune domnul Gelu. Că nu vom fi primari în veci, dar știi ce o să spună lumea? Și domnul Gelu, ne poți să-mi suferi. O să spun așa, băi, bunicul meu a fost consilier la Scoția. Bunica a fost viceprimar. În mandatul ăla s-a tras gaze la Scoție. În mandatul ăla nu se trage. Îți spun eu. Dar aveți de gând să plecați că n-am divizit. Nu se trage în mandatul ăsta, nici un gaz. Domn primar. Doar gaze de altă conform legii contabilității. Totdeauna eu am o problemă asta cu patrimoniul. Și mie nu mi-a plăcut chestiunea că mi-am dat bani la o firmă străină, am cheltuit bani din buget, ca să ne facem o inventariere. Când chiar cu competență se făcea acea inventariere, dar nu ne-a convenit probabil că sunt atâtea lipsuri și unii ar trebui să răspundă pentru ele. Atunci am preferat să dăm banii la o firmă și să nu mai avem nimic. Domn, asta nu este inventariere ce mi-a dat-o mie la companie de specialitate. O enumerare aici, o inventariere se analizează cu o dată de seamă în care se trec problemele care s-au constatat
Pentru inventarierea asta nu reflectă ce s-a făcut după lege. Ce spus, face o inventariere specială? Dar lasă-mă că... Da, tot cu întrebat și totul răspund. Deci lasă-mă că asta ne-am zis. S-a făcut inventarierea patrimoniului cât în 2018. Da. Faptic. Faptic s-a făcut aia. Inventariere și scripti din contabilitate confruntat. Da, inventariere, lasă-mă să răspund. Eu de câte ani ești primar? 2 ani jumătate. Acum ar fi 2 ani jumătate, nu? Ai impresia că ce este pe inventarul ăla vechi? Ce nu l-a făcut nici Livia și nici eu și nici... Și mă ta, dacă erai tot la fel, încă, ce ai cu firmă? Pentru că lista de bunuri, da? Ai lucrat în armată. Ce trece mă tare? Că dacă ai lucrat și la resursi umane și mai ai făcut parte dintr-o comisie. Trecea un număr. 118 din 2018. Pe vestea, dar unde bun bun. Am găsit un număr pe bun bun. Am identificat eu chiloți de damă tip tanga dau un exemplu. Dacă eu figurau în contabilitate, cum mi-ai spus și ai avut dreptatea cu 2 ani, zic când ai spus, că în spate zic că mi-a spus eu fișă. Da. Păi, și atunci ce indică? Inventarierea. Dosiciul. Inventarierea. Da, nu vreau să nu vină inventarierea pleacă din contabilitate. De acolo e necesar. Dar vezi și fata asta e tână și inventarul are evoluție. De acolo pleacă inventarierea. Îți dă lista nu că, nu căutăm ce-a pus pe și pe, știu? Iar în inventarierea acolo are fișele. Și pe un pitere, te duci și întrebi de ce nu-l ai. Fata asta e nouă. Și cât ți-a seamnă că nu-l făcut acum? Pentru că i-a făcut achiziții. Da. Ce are achiziția și... Acum, lasă-mă de deci anul trecut a pus la punct o firmă. Yes. Bun. Bun. Am dat bani. Acum. Acum facem noi, că avem... Am făcut deja. E făcut. Este făcut deja. Păi ești sau facem? Păi ești. Păi dar de ce? De-aia am făcut semnul ăla. Păi eu ceream o dare de seamă. Dar acum facem noi presupunerea. Exact. Am ajuns la 8. Deci, inventarul anului 2018 s-a efectuat deja în termenul legal. Cum să nu? Cu proces verbal încheiat, depus în contabilitate. De firma care a prestat... Nu are nicio treabă. Nu, doamne, comisia primării. L-am făcut. În 2018? În 2019. Pentru anul 2018. Corect, dar trebuia făcut până la sfârșitul anului, dar în fine. Nu, dispoziția este dată. Și avem o dare de seamă? Cine este procesul? Comisia, cum să nu? Eu, prima, dar aveți treaba asta. Nu mai venit o fofițuie, că de azi mi-au aruncat așa. Dar ți-am aruncat, omule, eu pot să știu toate cei care... Nu, 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 vă da probabil doar valorile. În spatele fiecărui valori există... Eu vă pune la dispoziție. Nu mă interesează asta neapărat. Ai zis, mă asta rezultă din care... Mai întrebați tu la viitoare, la buget. Hai! Stai să întreb și eu ceva. Dar unde vă grăbiți? Stai așa, numai o întrebare care implică foarte tare cetățenii comuni scoțeni. Ce se întâmplă, domn primar, cum puteți interveni cu oamenii ăștia care nu mai... Poșta nu mai funcționează în comuna scoțeni. De-ați ca primarul comuna scoțeni, trebuie să vă implicați în comunitatea noastră. Ce se întâmplă că oamenii nu și-au luat pensiile, pensiile sunt bancă, facturile s-au aruncat de pe drumuri, nu au cum plăti, pun oamenii pe drumuri. Dar cine vă zice dumneavoastră când sunteți ca primar? Nu, ar trebui ca primarul comunist să primarul de 3 săptămâni, dă telefonic zilnic, de-o trimis echipă și ieri, de-o dat pensiile. Asta spuneți și de sigur. Așa. Cu data din 1 o să fie poștaș nou pe perioadă determinată până vine doamna Ambăruș, o să fie poștaș la așa, am înțeles că a fost un curs la Bacă, o să fii poștaș nou pe perioadă determinată. Mai mult, nu știu, doar că de la data din tâi va funcționa. Doamnele astea care vin aici, lumea, o no. Duci, vă spun eu, că mai... Ce să faceți, urmă, vorbești, eu ce mă auzi din ce ea lumea. Nu, nu neapărat, vă spun eu, este chestii, nu e așa. Domnul Gelu, vă trimis mesi limba. Vă spun eu despre ce vorba. O persoană care este interesată de o sumă, să-și ridice banul după un venit. Ascultați-mă că m-am interesat și eu m-am vadit. Dar vă spun legal ce spune legea. Când se duce în fața poștașului sau reprezentantului Poștii Române, chiar dacă nu-s de aici, sunt reprezentanții la Bacău, trebuie să prezinte un document. Buletinul în original sau în puternicire, care au plecat în străinătate. Vă spun și de ce, domnule. Deci nu, eu vă spun un adevăr care nu știți cuți. Au fost învățat la Tainu. La Tain, l-a dat și așa, l-a dat și așa. Acum ăștia care nu cunoaște omul din sat, nu-i dă! Fără Tain! Cum ai? Păi nu, dar sunt oameni care îi dă fără Tain. S-au așteptat-o acasă și l-a trimis-o în bancă. Păi dați o 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 bancă. În pragul ușii, îți spun cea mai importantă întrebare. Deci, mai am o ușii, dar îți lasă asta. Mi-l
bugetul de stat, așa a fost promulgat prin legea 50 cu 2019, 15.03. Conform acolo, așa, nu te-am întrebat asta. Noi avem termen acum 30 de zile de la data promulgării. Data de 18 veți avea ședința de buget. Facem legal, cum vrea domnul Zafirescu și cum e normal, vom pune pe site-ul primăriei pentru dezbatere publică totul ca la carte. Gata, asta am văzut. Ba, nu, asta am întrebat. Legalitate închisă. Și cine vrea să vorbească cu primarul ministru în buget, nu și-a deschis în fiecare zi. Ei, noi o să vedem proiectul în dezbatere. Eu, dacă vin la mine, vezi, dacă nu. Și atunci, dacă vreți.